mult, stimate colege, colegi, onorată asistență! Începem ședința de susținere a tezei de doctor în filologie în cadrul Consiliului Științific Specializat de 621-03-23-23 din cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobat prin decizia numărul 2 a Consiliului de Conducere ANACEC din 28-04-2023. Examinăm teza cu tema Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, la specialitatea 621-03, fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică. Autor, doamna Angela Soltan. Conducător științific, doamna Luzmila Svanț, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. În cadrul ședinței și pentru această examinare a fost aprobată următoarea componență a Consiliului Științific Specializat. Conrei Raida, subsemnată, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Universitate de Stat din Moldova, președinte. Doamna Grădinaru Angela, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitate de Stat din Moldova, secretar științific al Consiliului Științific Specializat. Doamna Viorica Molea, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Universitate de Stat din Moldova, membru al Consiliului Științific Specializat. Doamna Trebeș Roșca Tatiana, doctor în filologie, lector, Universitate de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testenițanu, membră a Consiliului Științific Specializat. Conducător științific, vă cum spuneam, este doamna Svanț Ludmila, doctor habilitat în filologie, profesor universitar și avem doi referenți oficiali, este vorba de doamna profesor Ardeleanu Santa Maria, doctor profesor Universitate de Stat, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și doamna Savin Zgardan Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Universitate Liberă Internațională din Moldova, așa? Așa m-am scris. Bine, dacă îmi permiteți, l-aș ruga pe domnul Manoli, profesor, să vină aici, lângă noi, nu știu. Vă rugăm frumos, avem o persoană lipsă în prezidiu. Mulțumim, nu vă supărați. Doctor habilitat în filologie, Universitate Liberă Internațională din Moldova, membru al Consiliului Științific Specializat. Prin urmare, toți cei implicați în această sesiune de susținere a tezei, Consiliul Științific Specializat este în componență de plină, așa încât urmează procedurile de rigoare. Acum ofer cuvântul secretarului științific al Consiliului, doamnei Grădinaru Angela, care va trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentei, corespunderea acestora actelor normative ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare și va răspunde la întrebările dacă vor apărea în legătură cu dosarul. Vă rog. Mulțumim, doamna președintă. Doamna președintă a Consiliului Științific Specializat, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficial, în cadrul Consiliului Științific Specializat a fost depus dosarul pretendentei la gradul științific de doctor în filologie, doamna Angela Soltan. Dosarul a fost elaborat în conformitate cu regulamentul cu privire la organizarea studiilor de doctorat și conține lista actelor stipulate în acest regulament, după cum urmează. Extras din procesul verbal al Senatului privind aprobarea conducătorului științific, aprobarea temei, lista de publicații, vreau să menționez lista de publicații, deci pretendenta la gradul științific are 21 de articole publicate, dintre care două monografii colective, un articol în revista științifică Scopos,
În reviste din străinătate recunoscute, acreditate, 3 articole, în reviste științifice naționale acreditate, 4 articole, articole în colegii științifice editate peste cotare, 3 articole, articole în colegii științifice internaționale din Republica Moldova, 4 articole, tese în colegii științifice publicate în străinătate, 3 articole și o lucrare metodică. De asemenea, în dosar a fost anexat avizul din cadrul departamentului, hotărârea de la seminarul științific de profil, precum și tabele cu modificări după fiecare etapă a susținere. După departament, un tabel ce modificări au fost operate în teza de doctor, după seminarul științific și respectiv tabel cu modificări care au parvenit au fost recomandate de ANACEC. De asemenea, avem și unele articole xeroxate, copii anexate, dovezi că a fost trimis rezumatele la adresele care sunt stipulate în regulamentul de organizare a susținerii tezelor de doctorat. Deci toate actele sunt conform normelor și sunt prezente în acest dosar. Dacă sunt întrebări la dosar... Mulțumim. Întrebări? Am eu o întrebare. Care e lucrarea dumneavoastră metodică? Cum se numește? Lucrarea metodică este, de fapt, o culegere colectivă. Le discours en action. Și a fost... Cunosc că am lucrat după carte. Da, mulțumesc. 3 stații. România, România, Republica Moldova și Albania. Ce frumoase erau vremurile când exista Institutul de Traductologie. Da, deci am întrebat pentru că, de fapt, am mai făcut și recomandarea asta la altă etapă, că o parte din lucrarea asta trebuie popularizată, nu în forma în care este academică și, mă rog, după toate rigorile, dar sunt foarte multe lucruri care trebuie cumva făcute cunoscute publicului interesat, nu zic pentru toată lumea absolut, dar ar trebui cei care sunt în didactică, care scriu manuale, care, mă rog, se ocupă de didactică și de organizarea învățământului. Ministerul Învățământului, acestea sunt foarte necesare. Doamna președintă, aș vrea să vă spun că lucrarea doamnei Soltană, Le discours en action, a fost prima lucrare, curs pentru studenți, care a funcționat și online în cele 3 spații. Deci noi am fost cumva pionieri în cursurile online. N-am știut că va veni pandemia care ne-a obligat să ne reprofesionalizăm și să ne facem cursurile online, dar a fost primul curs online, Le discours en action. Mulțumesc. Este meritoriu efortul doamnei Soltan în cadrul acestei echipe. Mulțumim. Dacă nu mai aveți întrebări, atunci mulțumesc doamna Grădinaru. Și acum ofer cuvânt pretendentului, deci pretendente la gradul științific și vă acordăm 20 de minute pentru a expune principalele idei și principalul conținut de bază al tezei dumneavoastră. Doamne referente, am deosebită plăcere și onoare să prezint în fața dumneavoastră rezultatele unei cercetări îndelungate, intitulate Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, realizată sub ghidarea doamnei doctor habilitat, profesor universitar Ludmila Zbanță. Lucrarea a fost elaborată în cadrul Departamentului Lingvistică Română și Știință Literară.
publicațiile corespund regulamentului ANACEC. Ipoteza de la care am pornit în cercetarea noastră este că achiziția lingvistică este una dintre componentele esențiale ale politicii și planificării lingvistice, mai ales în învățământul public de nivel mediu. Achiziția lingvistice îi revine un rol instrumental în deschiderea căilor spre celelalte domenii de activități socio-economice prin resurse lingvistice și modele de interacțiune socială puse la dispoziție. Însă, în funcție de particularitățile comunităților lingvistice din care provine elevii, ei se pot confrunta cu dificultăți în însușirea limbii standardizate. Variantele lingvistice aduse de elevi din contextul primei socializări pot influența procesul educațional lingvistic, implicând abordări personalizate, aliniate nevoilor celor care învață. Astfel, în planificarea și implementarea activităților de achiziție lingvistică se va ține cont de mediul în care are loc procesul de predare-învățare. În funcție de diversitatea stratificării sociale, de variație lingvistică și de calitatea interacțiunii în microcontextul educațional-lingvistic, dimensiunile alterității pot avea repercusiuni asupra atitudinii elevilor față de varianta lingvistică învățată și atitudinii profesorilor față de variantele lingvistice aduse de elevi din comunitate și respectiv asupra motivației de a învăța varianta lingvistică standardizată. Scopul pe care ne l-am propus în lucrarea de față a fost identificarea dimensiunilor alterității comunităților lingvistice în contextul lingvistic, cultural și social al politicilor de achiziție lingvistică. Prin analiza reprezentărilor față de procesele de însușire a limbilor în educația publică de nivel mediu din Republica Moldova și aplicând modelul de conturare a macro- și microcontextelor de investigare a alterității în politicile de achiziție lingvistică. Scopurile pe care le-am urmărit pe durata cercetării și pe durata scrierii lucrării, în capitolul 1 a fost examinarea conceptelor cheie ale epistemologiei politicii și planificării lingvistice cu accent pe achiziția lingvistică și cu analiza situației în Republica Moldova. Apoi urmărirea genezei lingvistice și sociologice a conceptului alteritate și examinarea abordărilor și definițiilor conceptului comunitate lingvistică prin prisma alterității și achiziției lingvistice. În capitolul 2, investigarea alterității și a diversității în etapele de constituire a politicii și planificării lingvistice și delimitarea sau conceptualizarea cadrului lingvistic, cultural și social al alterității în politicile de achiziție lingvistică, conceptualizarea macro- și microcontextului, elaborarea modelului de investigare a alterității, delimitarea cadrului metodologic al teoriilor critice aplicate cercetării dimensiunilor alterității în perioada vizată în prezenta lucrare. În capitolul 3 am urmărit aplicarea modelului elaborat de noi și identificarea dimensiunilor alterității în baza corpusului constituit în cercetarea de teren, în funcție de limbile utilizate frecvent în comunicare, limbile preferate, limbile mediul profesional, mediul familial, de asemenea limbile de instruire și limbile învățate și reprezentările față de activitățile și utilitatea conținutului educației lingvistice. Credem că actualitatea temei rezidă în necesitatea investigării contextului lingvistic, cultural și social și, de asemenea, în prioritățile politicilor lingvistice reflectate în politicile de achiziție lingvistică în Republica Moldova în perioada vizată în prezenta lucrare. Și cu atât mai mult că în această perioadă achiziția lingvistică este evidențiată drept un domeniu esențial a planificării lingvistice prin procesele subconștiente de însușire a limbii și prin cele conștiente și organizate în sistemul public. Achiziția lingvistică a fost investigată în lucrarea de față într-un cadru conceptualizat de definițiile cercetătorilor
Gheorghe Moldovanu din Republica Moldova și Istvan Horvat din România, fiindcă în aceste definiții s-a concentrat practic toată cunoașterea cu privire la planificarea lingvistică și politica lingvistică, inclusiv și ideea despre nevoia de utilizare adaptativă a abordărilor sau abordări adaptative în însușirea limbilor. Achiziția lingvistică am definit-o în lucrarea de față drept activități de politică și planificare lingvistică orientate spre însușirea variantei standardizate a limbii oficiale și a celorlalte limbi considerate necesare în cadrul unui stat, cu componentele de bază identificate, asigurarea accesibilității, formarea cadrelor, elaborarea cadrului curricular și elaborarea strategiilor didactice. Și am pus accent pe latura sau pe aspectele sociale ale achiziției lingvistice, care sunt foarte importante în mediul educațional. Actualitatea rezide de asemenea în faptul că tema se încadrează în direcții de cercetare la nivel global, care derivă din diversitatea mediului educațional, astfel drept concept operațional am ales alteritatea prezentă și în multe alte domenii, deci concept prezent și în alte domenii ale științelor socio-umane, însă alteritatea este reflectată în primul rând în limbă. Astfel, în cadrul lucrării, am definit alteritatea drept un tip de reprezentare socială generatoare de sentimente, atitudini și comportamente față de diferențele lingvistice, constituite din sisteme de valori, idei și practici care permit membrilor unei comunități să comunice, oferindu-le un cod pentru interacțiunea socială. Am investigat definițiile și conceptualizările alterității și în alte domenii, psihologie, filozofie și antropologie, tradiția filozofică fenomenologică și am ajuns la concluzia că un alt concept operațional necesar cercetării noastre este comunitatea lingvistică, fiindcă în comunitate se formează reprezentări despre identitatea lingvistică și atitudini față de standardul lingvistic și față de variația lingvistică. Am delimitat comunitatea lingvistică primară, cea a primii socializări, ca un sistem de diversitate organizată, unificat prin norme și aspirații față de limbă. În același timp, am delimitat comunitatea discursivă educațională, care se constituie în mediul educațional, în clasa în care se predă limba, de exemplu. Discursul în acest context îl vedem drept circumstanțele și identitățile și intențiile interlocutorilor. Discursul servește în comunitatea discursivă sau educațională la construirea realității comunității educaționale. Aceste două tipuri de comunități fac parte din comunitatea echivalentă cu națiunea, formată în baza prestigiului social oferit de adoptarea standardului lingvistic. Noutatea și originalitatea lucrărilor vedem în delimitarea cadrului lingvistic, cultural și social a cercetării alterității în politicile lingvistice, rezultatele obținute, conceptualizarea acestui cadru teoretic și elaborarea instrumentarului și elucidarea dificultăților legate de alteritatea lingvistică. Unul dintre rezultate este, de asemenea, modelul de interacțiune elev profesor bazat pe abordarea de coaching în clasa în care se predau limbile. Alt rezultat este modelul de conturare a macro- și microcontextelor de investigare alterității în procesul achiziției lingvistice, care a servit la analiza corpusului practic. Constituirea corpusului practic a avut loc în trei etape. La prima etapă a fost un sondaj sociologic național reprezentativ, octombrie-noiembrie 2012, chestionar de 11 întrebări, 4 blocuri cu privire la limbile în care preferă să comunice sau comunică în diferite situații respondenții, limbile în care au studiat,
și pe care le-am studiat, cele vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, cele considerate străine în perioada sondajului. Deci, acestea au fost întrebările prezente în anexa 1 și 2. Etapa a doua de constituire a corpusului a fost cercetarea calitativă, chestionar semestructurat, corpus de 6 ore constituit în baza lui, 2 focus grupuri cu studenți, un focus grup cu masteranți din autonomia de Gruză, 3 interviuri cu persoane cheie. La cea de-a treia etapă, în baza sugestiilor seminarului științific, am investigat perioada următoare prin prisma articolelor din presă și a datelor statistice extrase din rapoartele relevante și surse legislative, bineînțeles. Rezultate, indiferent de faptul, și noi cunoaștem realitatea aceasta, de faptul că mulți respondenți au optat pentru, sau respondenții în general au optat pentru 2 denumiri a limbii oficiale, oricum se conturează o comunitate lingvistică care preferă să vorbească în limba oficială echivalentă cu 74,4% și o comunitate care vorbește limba oficială în familie de 82,1%. Alte limbi care au apărut în sondaj, drept răspuns la întrebările menționate, a fost limba rusă, 20, respectiv 31%, ucraineană, găgăuză și bulgară. Este, cred că, important de menționat că la întrebarea în ce limbă vă exprimați mai ușor, dacă variațiile nu sunt semnificative cu privire la limba națională, limba oficială, indiferent că au spus română, că au spus moldovenească, același număr semnificativ rămâne, însă au apărut 62% dintre respondenți care consideră că se exprimă mai ușor în limba rusă. Nu este vorba de competență, este vorba de percepția lor. Așa, deci, bineînțeles, influența programelor de televiziune și radio este semnificativă pentru cifra respectivă. Alte limbi care apar drept răspuns la întrebarea respectivă este engleza, franceză, italiană, germană. Concluzia pe care am formulat-o analizând întrebările în cauză este fluiditatea și suprapunerea frontierelor comunităților lingvistice în funcție de criteriile investigării. Și această fluiditate indică de asemenea la mobilitatea vorbitorilor între comunități. Când am urmărit în dinamică situația, am constatat că nu s-au produs diferențe semnificative sau schimbări semnificative în comparație cu datele precedente, doar că am remarcat că după 2017, barometrul opiniei publice, care includea în fiecare sondaj, o dată pe an sau de două ori pe an, întrebarea formulată diferit, ce denumire atribuiți limbii oficiale sau cum credeți că se numește limba majoritară a Republicii Moldova, după 2017 n-am mai inclus acest tip de întrebări. Și un eveniment semnificativ care s-a produs în 2023 este proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Toate rezultatele cercetării cantitative a sondajului național sunt reprezentate grafic în lucrare. Aici sunt doar unele exemple ale reprezentării grafice. În ce privește datele cercetării de tip cantitativ, focus grupuri, interviuri, au fost structurate pe 3 dimensiuni, reliefate în funcție de frecvența lor în discursul participanților, de sentimentele, de atitudinile și reprezentările dominante în discurs. Și acestea sunt 3 direcții care au dominat: interacțiunea elev-profesor, conținutul curricular și rolul profesorului și evaluarea calității educației lingvistice. Concluziile generale. Începând cu anii 90, achiziția lingvistică este recunoscută drept componentă esențială și direcție de cercetare de interes major. Cercetarea și planificarea achiziției lingvistice trebuie să ia în considerare factori contextuali.
în Republica Moldova, macro-contextul achiziției lingvistice, este caracterizat de afinitatea specifică la nivel global limbilor care au fost dominate de alte limbi și au rămas în contact cu acestea. Limba majoritară din Republica Moldova s-a confruntat cu vulnerabilitate în ce privește statutul și funcțiile sociale și cu o confuzie terminologică cu substrat politic în ce privește denumirea limbii. În macro-contextul Republicii Moldova, eterogen lingvistic, cultural și social, identificarea și cercetarea dimensiunilor alterității sunt esențiale pentru a reduce dificultățile întâmpinate de ele în procesul educației lingvistice. Fiindcă există un conflict social între cei care au însușit o normă lingvistică și cei care nu au reușit să o însușească. Deși în anumite perioade istorice limba era percepută doar drept un instrument tehnologic neutru, studiul arată că valorile și normele culturale și ideologice au impact asupra achiziției lingvistice. Actorii educației lingvistice aduc în contextul educațional reprezentări sociale ale alterității specifice comunităților din care provin. Conceptualizarea modelului de interacțiune elev-profesor bazat pe abordarea de coaching poate contribui la organizarea comunicării în clasa de limbă drept un proces de schimb și negociere. Astfel, clasa devine o comunitate discursivă educațională și o piață lingvistică în care elevii învață modele de interacțiune socială. Modelul de conturare a macro- și microcontextelor de investigare a alterității a permis distribuirea factorilor cu impact asupra politicilor de achiziție lingvistică în trei cadre contextuale de investigare a alterității care corespund nivelurilor interacțiunii sociale, individual, societal, ideologic. Investigarea dimensiunilor alterității a beneficiat în urma aplicării unei metodologii integrate care îmbină studiul analitic transdisciplinar al literaturii specializate cu examinarea și interpretarea datelor statistice obținute prin sondaj național, interviuri cu persoane cheie din domeniul educației lingvistice, focus grupuri, mass media, statistică, etc. Subiectul denumirii limbii oficiale este o dimensiune a autorității specifică macro- și microcontextului. Respondenții care agrează denumirea limba moldovenească sunt preponderent rezidenți ai mediului rural, cu vârste peste 45 de ani, nivel de educație mediu și venit scăzut, politizarea denumirii influențată mai ales de propaganda Federației Ruse și a partidelor politice care susțin interesele. Atitudinile față de activitățile de învățare a limbilor vorbite în Republica Moldova și a limbilor străine dezvăluie linii de demarcare a alterității care sunt determinate de variabile sociale, sociodemografice, ca mediul de reședință, vârsta, nivel de studii, dar cea mai importantă diferențiere este între mediul urban și rural. Respondenții din mediul rural au o percepție mai înaltă a utilității conținutului predat la limba română și la limba rusă. Respondenții din mediul urban o percepție mai înaltă a utilității conținutului predat la limbile străine. Totuși, percepția generală a utilității educației lingvistice în Republica Moldova este scăzută și este determinată preponderent de modalitățile de interacțiune elev-profesor și elevele și de ambianța creată de profesor. Concluziile confirmă tezele înaintate spre susținere, recomandări, chestionarele, modelele create în cadrul cercetării pot fi aplicate în diferite contexte educaționale și pentru diferite limbi, cu scopul studiilor ulterioare. Rezultatele pot fi utilizate de asemenea pentru studii specifice privind rolul alterității în educația lingvistică, pot servi la urmărirea dinamicii contextului educațional, cadrul teoretic și rezultatele pot fi utilizate la pregătirea profesorilor de limbi, elaborarea cursurilor universitare, activităților de achiziție lingvistică. Avem totuși un aspect explorat insuficient, care credem că va apare tot mai mult în cercetări, și anume rolul tehnologiilor în alfabetizare, în creșterea sau reducerea atractivității limbilor învățate și drept factor cu potențial de contribuție la
dezvoltarea strategiilor adaptative sau personalizate. Și, în încheiere, vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au urmărit cercetarea mea de la bun început, care m-au ghidat, și celor care au venit mai târziu și mi-au oferit sugestii, comentarii, n-au rămas indiferenți, au acordat foarte mult timp, expertiză și atenție cercetării mele și sunt foarte recunoscătoare pentru toată munca și susținerea dumneavoastră. Mulțumim! Mulțumim că v-ați încălzat perfect în cele 20 de minute. Stimați membrii comisiei, haideți să stăm de acum. Păcat că nu s-a aplaudat. Da. Vă rog, veniți aici și acum urmează întrebări la cele ce au fost spuse. Așa, mă rog. Foarte frumos și... Eu aș dori să o provoc pe doamna Angela Soltan. Mai întâi să o felicit pentru prezentare. Este o prezentare atipică, care nu ne introduce neapărat în teorii, principii bibliografice pe care publicul avizat prezent la această susținere le cunoaște, ci prezintă esența unei cercetări. Aceasta înseamnă o cercetare reală. Nu este o teză făcută din cărți, doar din cărți, ci din muncă pe teren. Primul aspect. Al doilea aspect este faptul că teza noastră este una de utilitate largă. Trebuie să-l citez pe decanul Facultății de Litere de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, domnul profesor Alexandru Gafton, care spunea că o teză de doctorat trebuie să fie în primul rând utilă. Dacă facem artă pentru artă, fără să ne gândim la ceea ce transmitem în spațiul public din arta noastră și cum spațiul public poate să folosească arta noastră, degeaba am muncit. Întrebarea. Din cercetarea dumneavoastră, ce credeți, ce ați alege ca fiind cel mai important element și ce ați păstra în viitoarea carte care trebuie să apară repede, repede, deoarece datele sunt perisabile. Deci ce credeți dumneavoastră că este cel mai important lucru din întreaga cercetare pe care ne-ați prezentat? Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și pentru apreciere. Cred că inițial aș pune accentul pe importanța contextului. Pe importanța contextului atunci când se elaborează programe naționale de educație lingvistică și după importanța contextului aș concentra obiectivul pe relația elev-profesor, fiindcă toate datele ne-au condus anume spre importanța acestei verici. Toate se întâmplă în sala, în clasa, în acea comunitate discursivă, comunitate educațională în care se întâlnește elevul cu profesorul și cu alți elevi și învață modele de interacțiune socială și creează atitudini față de limba sau limbile învățate. Și credem că este un loc foarte important și acestui loc și acestei verici este necesar să se,
să-i se acorde o atenție majoră. Eu aș vrea să vă întreb, s-a discutat aici și este în teza dumneavoastră mult material în legătură cu denumirea limbii, că e română, că e moldovenească, veșnica. Întrebare falsă din mediul nostru, dar legătură cu denumirea disciplinei, că știm foarte bine cu toate aceste devieri, ba moldovenească, ba română, ba nu știu ce, ca denumirea disciplinei școlare a fost una în limba română de la bun început și așa am fixat-o și așa este și în curicula. Acum, din ceea ce ați studiat dumneavoastră, cum credeți că ați studiat o perioadă îndelungată și știți cam care este atitudinea elevilor, ce atitudine au ei față de disciplina aceasta? Este una care îi place sau una care îi displace și așa se întâmplă? Eu cred că elevii în ziua de azi sunt tentați foarte mult de ceea ce oferă limba engleză. Fiindcă limba engleză, împreună cu limba engleză, la pachet, vine foarte multă valoare adăugată. Jocurile electronice, literatura pentru vârsta lor, activități online și așa mai departe. Și când ajung în sala în care se predă limba română, bineînțeles că există elevi gândați de modul în care li se predă, de conținutul, de interacțiunea cu profesorul, și în același timp, probabil, sunt alții care se întreabă de ce conținutul pe care îl au în manualele lor sau interacțiunea cu profesorul nu neapărat corespunde cu vârsta lor, cu așteptările lor, fiindcă atunci când iese din școală, lumea din exterior poate să fie total diferită de ceea ce se întâmplă în clasă și nu este problema limbii române, este problema felului în care este abordată educația lingvistică. Și cred că este nevoie să ne gândim la situația respectivă, fiindcă limba română în același timp este prezentă pe internet, există tehnologii lingvistice în limba română, are o, să zicem că gradul de tehnologizare este destul de înalt. Cred că nu comparativ cu engleza, dar comparativ cu alte limbi și cred că ar trebui să lucrăm mai mult pentru ca să schimbăm atitudinea elevilor în sală față de limba română. Bine, cei care vor să continue niște studii într-un domeniu care aici în Republica Moldova sau să profeseze, să lucreze, ei înțeleg că au nevoie de o limbă română. Și o limbă română bună, pentru că acum toate instituțiile activează folosind limba română și engleza este un mare plus, dar în situații concrete, fără limba română nu poți să te descurci. Dar iată, această cumva, nu știu cum comentați dumneavoastră diferența aceasta între așteptările elevilor și ceea ce este în programa școlară, nu știu în ce măsură cunoașteți sau niște manuale. Cred că am cunoscut-o timp de 3 generații cât au fost copiii mei la școală. Da, și ce ați văzut acolo? Și am discutat foarte multe. Deseori am discutat despre Sadoveanu cu copiii, fiindcă modul în care același Sadoveanu le era adus în clasă și constatam o discrepanță totală între interesele generațiilor, între viziunile lor și modul în care era predat Sadoveanu. Sau creangă. Ei nu pot înțelege acum ce înseamnă. M-am suit în copac și am început la cărăbâni, la cireș în sân. Crude, coapte, cum se găseau așa la creangă. Eu am avut chiar niște discuții cu un vecinel care mă tăia și m-a întrebat: tante, dar cum adică în sân se murdărește? Dar ce face asta? Și atunci, după discuțiile pe care le aveam cu copiii mei, Sadoveanu devenea mult mai interesant și creangă devenea mult mai interesant. Și atunci ideea nu este că trebuie să renunțăm la Sadoveanu sau trebuie să renunțăm la creangă, dar probabil
copiii din ziua de azi au nevoie de mai puțină critică literară, pe care trebuie să o citească și să o urmărească, dar au nevoie de mai multe discuții despre percepția lor personală. Uite, tu, copilul din ziua de azi sau adolescentul din ziua de azi, când citești operele lui Creandă sau citești operele lui Sadoveanu, ce vezi acolo? Ce este clar pentru tine? Ce îți pare mai puțin clar? Cum am putea discuta noi în clasă sau acasă despre Sadoveanu, despre Creandă, așa ca un adolescent sau un copil din ziua de azi să înțeleagă că acești scriitori au scris și au trăit într-o epocă diferită și atunci trebuie să înțeleagă mai mult despre epoca dată și... Da. Dar trebuie să existe, cred că, o conexiune și între ceea ce se face la clasă și ceea ce se întâmplă în stradă, la piață, cum se vorbește, pentru că și aceasta este mediul în care trăim și activăm. Și dacă, asta acum e părerea mea, dacă profesorul va ține morțiș că trebuie să vorbim exact așa cum e scris la carte, nu știu dacă va fi credibil. Da, aveți perfectă dreptate și în interviurile pe care le-am avut și în focus grupurile pe care le-am avut, mesajul deseori a fost că, indiferent ce scrie în programa școlară, indiferent de conținutul curriculumului, în final, ceea ce contează este ce se întâmplă în clasă. Da. Cum interpretează profesorul și cred că în capitolul 2 vorbesc despre rolul interpretării. Rolul interpretării discursului, contextului și coaching, da, da. Fiindcă este clar că profesorul nu are cum să dispună de toată expertiza. Profesorul nu este internet. În schimb, profesorul poate ghida elevul să-și găsească abordările personalizate atunci când se confruntă cu dificultăți în studierea unei teme sau unui subiect. Și cred că există potențial și putem lucra cu profesorii din Republica Moldova, da, în această direcție. Mulțumesc, doamna Sultan. Mai sunt întrebări aici, sunt multe lucruri care pot fi discutate. Asta e. Bine, atunci eu vă mulțumesc că luați loc și dumneavoastră, nu știu cum ziceați. Și rog pe doamna secretar științific să ne aducă la cunoștință obiecțiile, sugestiile expuse în avizul seminarul științific de profil și în alte avize care au parvenit la fiecare. Deci, în primul rând, vreau să menționez că au parvenit 4 avize la rezumatul tezei de doctor, deci de la Universitatea de Stat și la Universitatea Ion Creangă, Pedagogică Ion Creangă, deci avizul Breacna Irina, Roșcova Nina, Bodean Văzean Olesea, Cartalean Tatiana, de la Universitatea Ion Creangă, din Chișinău, și 4 avize la rezumatul tezei din exterior, de la Universitatea de Marea Britanie în Bangor, dr. Kinog Pris, de la Universitatea Star Clyde, dr. Indemborg Birni, de la Universitatea din Slovacia, Radic Kralovei, dr. Blanca Kimova, și de la Universitatea din Finlanda, Iva Schila, dr. Dave Sayers. Deci toate vizele sunt pozitive și obiecții nu sunt la conținutul tezei. În ceea ce privește obiecțiile care au fost realizate în cadrul departamentului, seminarului, deci este, după cum am spus, și tabelul care arată cum s-a realizat aceste modificări. Să dau citire, așa vreau, deci recomandări de la seminarul științific de profil. Deci reducerea informației și a comentariilor mai puțin relevante pentru obiectivele tezei, abordând mai multă atenție noțiunii de alteritate. De actualizat tipurile de variație lingvistică. De precizat noțiunea de comunitate lingvistică. De descris mai exact conceptul de alteritate, care este unul de bază în contextul cercetării.
De prezentat conceptul atitudini lingvistice și conceptele apropiate funcțional, reprezentări sociale, evaluare subiectivă, judecată, în corelație cu obiectivele cercetării. Revizuit conceptele educație lingvistică, politicile lingvistice educaționale în corelație cu obiectivele cercetării, de explicitat importanța noțiunii de normă prescriptivă și raportul cu normă fictivă, de precizat și completat formularea scopului cercetării doctorale, de explicat rolul noțiunii motivarea intrinsecă în procesul educației lingvistice, corectitudinea lingvistică a lucrării, a revedea lucrarea prin prisma corectitudinii lingvistice în baza sugestiilor din aviz, concluziile trebuie să fie mai concise și mai puține pentru a reflecta doar aspectele cheie atât ale capitolului cât și ale lucrării și concluziile finale trebuie să reflecte obiectivele propuse în introducere. Din acest tabel rezultă că n-au fost corectate, luate în considerare aceste sugestii din cadrul seminarului științific de profil. Mulțumesc, doamna Grădinaru. Dacă nu au fost alte obiecții care au stârnit, eu știu, poate anumite controverse, n-ați avut discuții așa prea mari. Nu am avut discuții controversate. De fapt, toate obiecțiile și sugestiile au fost foarte utile și m-au ajutat să mă concentrez anume pe tema cercetării și să, într-adevăr, să direcționez și definițiile politice și planificării lingvistice spre scopul cercetării, să precizez definiția alterității lingvistice și să arăt legătura dintre achiziția lingvistică și educația lingvistică drept componentă achiziției lingvistice. Nu au fost controverse, au fost într-adevăr sugestii foarte utile și constructive. Mulțumim, doamna Sultan. Și acum ofer cuvântul conducătorului științific al doamnei Sultan. Vă rog să aici scrie așa, care caracterizează calitățile personale și profesionale. Deci puteam să scriu o teză despre calitățile cercetătoarei, pentru că noi ne cunoaștem de mult timp, am elaborat proiecte, rezultatul lucrarea aceasta la care s-a făcut referință, lucrarea metodică, a fost un produs al unui proiect în comun. Am avut și alte proiecte, deci probabil din acele colaborări a apărut ideea colaborării în cazul unei cercetări doctorale și această colaborare, consider eu, a fost reciproc avantajoasă. Mulțumesc foarte mult, doamne Sultan, pentru ideile care veneau, schimburile, discuțiile care le aveam întotdeauna generau, cred că lucruri frumoase, atât pentru a elabora teza respectivă, cât și în a scrie niște articole cu un conținut foarte interesant deseori, pentru că dumneavoastră ei descoperea un subiect și noi am lucrat împreună. Este un cercetător cu viziune modernă, neobișnuită, chiar și prezentarea, dacă ați observat, a fost una mai puțin tradițională și asta deja vorbește despre creativitatea pe care a acumulat-o probabil și din proiectele COST în care participă de mult timp. Și avem astăzi și avizile de la colegii în cadrul acestui proiect. Probabil au fost și în proiect reflectate ideile problematică a acestei cercetări doctorale. A fost o plăcere să colaborez, să vă felicit din suflet. Toată familia să vă fie de bun augur. Știu că în familie cercetarea este ca loc de onoare, așa că fetele de asemenea au aceleași aptitudini și interese. Mult succes și vă mulțumesc foarte mult, onorat Consiliu Științific, mult stimați referenți, pentru faptul că sunteți astăzi și contribuiți la evaluare în lucrări care îmi pare mie meritoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna Spanț, și acum ar trebui
să stăm mai mult în, câteodată în picioare, probabil, dar nu avem tribună, nu știu, mai greu. Lucrarea a fost discutată de multe ori în toate instanțele și eu sunt de acord cu doamna Zvanț că s-a făcut o cercetare serioasă și care trebuie promovată în primul rând și n-ar strica probabil ca doamna Soltan să facă și niște ore pentru studenții noștri. Noi avem sociolingvistică curs, avem la diferite specialități și cred că va trebui să profităm de bunătatea dumneavoastră când sunteți mai bine aici. Domnule, cer scuze, da. Domnule, ați ținut acest curs înainte de a pleca în misiune. Așa că tot, de acolo să mai trag multe lucruri. Da, lucrurile s-au mai schimbat, perioada este îndelungată. Mulțumesc. Am mai învățat multe. Da, da. Și acum trecem la referenții oficiali. Eu ofer cuvântul primului referent oficial, doamna profesor Sanda Maria Ardeleanu, și îi mulțumesc că a venit aici și discută această teză împreună cu noi. Este mare plăcere și mare bucurie pentru dumneavoastră, pentru noi și pentru dumneavoastră, sper, pentru noi să vă avem în mijlocul nostru. Vă rog, doamna Ardeleanu. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte. Mulțumesc, doamne secretar științific, a Comisiei Științifice. Mulțumesc tuturor membrilor onoratului juriu. Mulțumesc coordonatorului acestei teze de doctorat. Nu în ultimul rând, mulțumesc, doamne Angela Soltan, pentru un nou prilej de bucurie, de bucurie științifică, de bucurie academică. O reîntâlnire, cred că este a cincea sau a șasea teză la care particip spre finalizare și iată că putem spune că deja o elită universitară aici la Chișinău a fost realizată și cu ajutorul colegilor din universitățile românești. Vă mulțumesc mult! Este într-adevăr, așa după cum spuneați, o mare bucurie să poți să-ți vezi munca în timp, să vezi că niște rezultate ale preocupărilor de ani de zile, curajoase, considerate la momentul respectiv, acum se validează. Practic, pentru mine, această susținere de teză de doctorat reprezintă implicit și o validare a muncii de echipă pe care am avut-o de peste 20 de ani aici la Chișinău împreună cu toți colegii din universitățile capitalei Republicii Moldova și trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Vă rog să-mi permiteți să dau citire acestui referat, pentru că, sigur, lucruri se pot spune foarte multe și mai mult sau mai puțin metaforic. Eu consider că, într-un asemenea moment, trebuie să prezentăm litera aprecierilor noastre, care va merge mai departe spre susținere la Comisia Superioară. Deci, voi da citire acestui referat și dacă voi simți nevoia unor comentarii, sigur că am să le fac. Pe cât de veche, de la Saussure, Coșeriu, Martinet, pe atât de actuală, a se vedea, de exemplu, legislația în domeniul educației din Republica Moldova și România, dar și din alte țări europene și nu numai, aici fac referire la țările din Africa, pentru că am o vastă experiență în colaborarea cu universitățile africane și avem multe de învățat și de la Africa și de la sistemele de învățământ din țările africane. Spuneam, problematica generată de alteritate derivă în mod natural din cea a multilingvismului, concept dinamic, investigat din diferite perspective, cum ar fi cea politică, discursivă, sociolingvistică, didactică, mediatică, ceea ce îi conferă o dimensiune aparte în cadrul diversității culturale. De aici pornind, teza de doctorat supusă atenției și dezbaterii noastre astăzi
alături de lucrările științifice publicate în perioada doctoranturii de către doamna Angela Soltan, sub competenta îndrumare a doamnei doctor habilitat profesor universitar Ludmila Zvanț, ce completează lista lucrărilor științifice și științifico-metodice publicate de-a lungul anilor de tânăra cercetătoare, 17 articole, 2 teze ale comunicărilor științifice și un suport de curs inovativ pentru anii 2000 în colaborare cu colegi albanezi, moldoveni și români, se constituie într-o valoroasă materializare a unei munci de cercetare în domeniul științelor limbajului. Investigația lingvistico-discursivă și comunicațională în sfera didacticii limbilor, denumită de autoare achiziție lingvistică, în cadrul larg al politicilor lingvistice, în aria procesului educațional lingvistic, a se vedea reformularea ipotezei cercetării în lumina obiecțiilor și recomandărilor formulate în nota informativă a Comisiei de Experți din 20 decembrie 2021. Își are rădăcinile în nevoia cercetătorului de a sistematiza reflecția practicianului cercetător în beneficiul tuturor celor care servesc cauza limbilor în cadru instituționalizat, dintr-un nobil și generos sentiment de a se face util specialiștilor în domeniu, dar și publicului larg, în interiorul căruia apar permanent provocări, dileme în procesul de transmitere și receptare a mesajului prin intermediul limbii și limbilor. Limbii cu majusculă, limba lui Saussure, și limbilor individuale, limbile noastre pe care le vorbim. Spectrul nuanțelor este atât de larg astăzi, încât o înțelegere pragmatică a alterității în spațiile bilingve și sau multilingve, cum este cel din Republica Moldova, se impune a fi investigată cu instrumente științifice, dar și cu obiectivitatea și luciditatea cercetătorului, care, situându-și analiza în context, se distanțează totuși de o abordare subiectivă, emoțională a fenomenelor limbii, în sens sociurian din nou, și ale limbilor în contact, perspectiva sociolingvistică a școlii franceze invocată de autoare. Aici aș dori să îmi exprim un punct de vedere legat de această luciditate și distanțare absolut necesare pentru orice cercetător și pe care doamna Angela Soltan le manifestă, și grație faptului că în timp a avut o distanță și în spațiu față de mediul în care își constituie corpusul de studiu. Deci doamna Angela Soltan este un cercetător matur. Ați văzut și din prezentare. Nu orice începător, absolvent de facultate, de masterat, care face o teză de doctorat, are capacitatea să prezinte la maniera aceasta lucrurile. Doamna Soltan vine cu o teză de doctorat în existența domniei sale foarte târziu, dar extrem de valoroasă prin ceea ce se află la baza cercetărilor. Experiență practică și de cercetare excepționale. Distanțarea în spațiu ajutând-o ca această latură emoțională pe care noi, volens, nolens, o avem când e vorba de familia noastră, să se atenueze. Proiectul de cercetare propus de doamna Soltan împreună cu distinsa creatoare de școală în domeniul științelor limbajului, doamna profesor Ludmila Zvanț, este pe cât de amplu, pe atât de ambițios, deoarece aplicând o metodologie de cercetare bazată pe corpus de lucru, paginile 229-242, dar și pe datele provenite din aplicarea unui chestionar sociolingvistic, paginile 218-228 anexe, organizează reflexia științifică, ținând cont de principiile mai multor direcții de cercetare, în special cea moldovenească și românească, dar și cea anglosaxonă, cea franceză, cea rusă
și iberică, conform unei importante bibliografii, cu 354 de intrări, segmentată în surse în limba română 88, în limba engleză 147, în limba franceză 51, în limba catalană 2, în limba spaniolă 1, în limba rusă 12, dicționare enciclopedii 6, surse documentare oficiale 13, surse mass media 25, surse statistice 6, surse de politici educaționale și curriculare 2, surse legislative actualizate 1. M-ați pus să număr pentru a putea prezenta aceste date pe care eu le consider foarte importante și nu înțeleg niciodată de ce în bibliografie doctoranzii nu-și numără intrările. Este foarte important să existe și această, și această perspectivă numerică. Asta spune mult despre conținut și despre direcțiile de cercetare. Un glosar de termeni, paginile 243-248, completează paratextualitatea lucrării, consolidând originalitatea abordărilor printr-o perspectivă actualizată asupra termenilor și conceptelor operatorii folosite. Remarcăm faptul că sintagma limbă de partizanat nu se regăsește în glosar. Explicația autoarei, mi s-a părut foarte interesant sintagma și am mers pe drumul ei în teză. Explicația autoarei către Comisia de Experți în Științele Umaniste a ANACEC, fiind că, citez, termenul respectiv nu face parte din problematica elucidată în prezenta teză de doctorat, închei citatul. Având o gândire logică, exersată și validată de-a lungul activităților didactice și de cercetare întreprinse, cu o putere excepțională de sinteză, ce o ajută la formularea și reformularea concluziilor generale, precum și la extragerea esențialului în analizele lingvistice propuse, doamna Angela Soltan valorifică în mod personal, original, judicios și critic elemente și teorii ale științelor limbajului, focalizând asupra evoluției și dinamicii limbii și a importanței acestor aspecte în achiziția lingvistică și construirea comunicării. Astfel, în primul segment al lucrării, politica și alteritatea lingvistică în cadrul conceptual terminologic al sociolingvisticii, autoarea își construiește fundamentul științific și conceptual urmărind devenirea, deci situându-se într-o perspectivă diacronică, epistemologiei politicii lingvistice în America de Nord, Weinrach, Fishman, Hogan și Europa, îndrăznesc să includ, aici am făcut o paranteză cu sens, îndrăznesc să includ Republica Moldova în spațiul nostru continental, pentru că l-ați situat, a fost probabil partea aceea scrisă înainte de ultimele evenimente și am simțit nevoia să precizez pentru a corecta, a reveni eventual în textul cărții. Prin reprezentanți precum Coșeriu, Bourdieu, Irina Condrea, Gheorghe Moldovanu, Eugenia Bojoga, recomandăm scrierea integrală în bibliografii și citări a prenumelor feminine. Asta este în toate limbile. La bibliografie este o indicație universală pentru toate limbile. Prenumele de femei se scrie integral. Prescurtarea este în sfârșit ceva care ne avantajează și pe noi. Și discriminare. Da. Și discriminare. De aici consensul este universal. Direcția de analiză încă până la noi a ajuns. Da, 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 în toate cărțile, în toate metodologiile, în toate, da. Deci nu, prenumele de femei se scrie integral întotdeauna. Eu știu cum a întrebat cineva la o conferință, da, când am spus că sunt Condrea și era totdeauna ei Condrea. Dar care Condrea sunteți? Ion Condrea, sau dacă avea... Deci nu e voie, nu este admis. Da, deci asta nu mai trebuie știut atât. Și m-am dat seama că nu știu. Se aplică. Da, da, da. Și nu se aplică. M-am dat seama. Direcția de analiză comunicativă îi permite autoarei invocarea lui Ricoeur și Charodot,
cea fenomenologică a lui Sartre, Heidegger, Levinas, cea a mentalităților culturale prin Ludmila Svanț sau Philippe Blanchet, Labov, Martinet, Bellon, sunt autori valorizați în planul descrierii termenului operatoriu de comunitate lingvistică, funcționalismul marcând, în opinia noastră, puternic gândirea cercetătoarei, care prezintă fenomenele achiziției lingvistice în context comunitar și contextual. Am repetat ceea ce ați considerat și dumneavoastră foarte important din start. Doamna Angela Soltan descrie chiar funcțiile achiziției lingvistice în cadrul modelului integrat al politicii și planificării lingvistice, pagina 34, demonstrând rolul inerent al transdisciplinarității în procesul achiziției lingvistice. Însuși conceptul de discurs, pornind de la Charles Dow și Perez Milan, este reevaluat critic de autoare în contextul cercetării sale. Citez: discursul servește la construirea realității unei comunități educaționale. Realitatea în cauză este reprodusă, naturalizată și uneori revizitată în procesul interacțiunii sociale în lumina evenimentelor semnificative din punct de vedere istoric, politic și socioeconomic, pagina 36, închei citatul. Întreaga literatură științifică studiată este creativ folosită de doctorandă pentru o analiză pertinentă și profundă a spațiului său natal. Republica Moldova, care îi dă și naționalitatea română. Metadiscursul, aici la CV, atenție, metadiscursul referitor la contactul dintre limba română și și alte limbi în procesul achiziției lingvistice, devine un obiect privilegiat de studiu. Paginile 30-41. În aceeași manieră de aplicare creativă și critică a principiilor teoretice, moștenite de la autori consacrați, autoarea înțelege să își exprime punctul de vedere atunci când redefinește alteritatea, 41-45, și comunitatea lingvistică, 45-54. Apreciem faptul că, la sfârșitul fiecărui segment al tezei, doamna Soltan extrage un număr de concluzii parțiale, care ne ajută în evidențierea originalității demersului, a logicii și coerenței textuale. Paginile 54-55, 105-109, 176-179. Formulările concluzive parțiale sunt nuanțate, cercetătoarea dovedind un spirit de echilibru, dar și echidistanța absolut necesară. Opiniile autorilor nu sunt preluate tale quale, ci mereu ameliorate, adaptate la contextul bine definit al cercetării. De exemplu, citez: odată cu schimbările spațio-temporale prin care trece limbajul, vorbirea, se schimbă ideologiile și atitudinile lingvistice și, de asemenea, modalitățile de predare a limbii ca sistem. Sau, criteriile de definire ale comunității lingvistice pot fi tot atât de vagi ca și contururile comunității propriu-zise, având în vedere că un vorbitor aparține în marea majoritate a cazurilor mai multor comunități lingvistice. Aici poate fi dezvoltată, acest citat este de la pagina 55, poate fi dezvoltată o nouă axă de cercetare numai de la acest principiu evocat de dumneavoastră în fraza pe care am citit-o. Cel de-al doilea segment important al lucrării este dedicat problemei contextualizării lingvistice, culturale și sociale a politicii și alterității lingvistice. Demersul științific este unul de tip eminamente sociolingvistic. Bourdieu, Gumperz, Coșeriu și sincronic dinamic a se vedea tabelul 2.1, etapele constituirii epistemologiei și planificării lingvistice, paginile 58-59, elaborat și ulterior descris de autoare. Școlile sociolingvistice de referință sunt invocate de cercetătoare. Se desprinde astfel o imagine integratoare a alterității, achiziției și planificării lingvistice în contextul politicilor lingvistice. Optăm pentru pluralul sintagmei, ținând cont de abordarea din această teză de doctorat. Termen cheie în demersul autoarei sunt și limbă și ideologie, care explică sintagme controversate, cum ar fi limba moldovenească, paginile 75-77. În subsegmentul 2.2,
cadrul lingvistic, cultural și social al alterității în politicile de achiziție lingvistică, autoarea stabilește o serie de conexiuni pertinente între alteritate și achiziția lingvistică, vorbind despre subiectivismul vorbitorilor. Pagina 77. Raportul chomskian, competență gramaticală, performanță, îi permite doamnei doctorande să ilustreze în câteva tabele competența, alteritatea, propunând sinteze teoretice asupra competenței comunicative a raportului limbă-societate, paginile 80-84, demersuri de organizare a unor segmente de teorie utile pentru înțelegerea faptelor de limbă și a fenomenelor avute în vedere. De aici, demonstrația realizată asupra spațiului Republicii Moldova, pornind de la piața limbilor, pagina 86, deci demonstrația devine în mod evident un mare pas înainte în cercetarea din această zonă. Achiziția lingvistică este marcată puternic de factorii sociali, dar cercetătoarea se apleacă cu interes și incontestabilă capacitate de analiză asupra comunicării didactice, paginile 90-96. Metodologia de cercetare a politicilor și dimensiunilor alterității comunităților lingvistice din Republica Moldova după 1991, paginile 91-106, reprezintă un punct de interes al acestei investigații, un model de prezentare și de implementare a metodologiei de cercetare bazată pe corpus faptic, cum îl intitulează autoarea, și analizei căreia îi se acordă cu siguranță cea mai importantă parte a lucrării. Dimensiunile alterității în politicile de achiziție lingvistică, achiziția corpusului faptic, paginile 110-179. În această parte a tezei apar și mai pregnant calitățile de cercetător ale doamnei Angela Soltan, rigoarea analizei, coerența argumentării, folosirea metalimbajului adecvat, originalitatea metodologiei, a interpretărilor eșantioanelor reprezentative din corpus, intenționalitatea clară a demersului analitic, prolificitatea concluziilor și a reprezentărilor acestora, modelul de conturare a macro- și microcontextelor de investigare a alterității în procesul achiziției lingvistice reprezintă, de fapt, un model de analiză original în sine, care explică opțiunea pentru un studiu comparativ care examinează alteritatea în procesul achiziției lingvistice, achiziția limbii oficiale, a limbilor minoritare, a limbilor străine. Lucruri deosebit de interesante în această parte a tezei. Pornind de la descrierea limbilor vorbite a Republica Moldova, paginile 117-154, se ajunge la alteritatea în funcție de alegerea denumirii oficiale, paginile 124-127, iar chestionarul aplicat și interpretat oferă câmpul de formulare a unor concluzii pe baza datelor statistice extrem de valoroase în contextul sociolingvistic actual, paginile 127-139. Un mare număr de interpretări ale situațiilor de achiziție lingvistică ni-l oferă segmentul 3.3, alteritatea în funcție de limbile de instruire și limbile învățate, concluziile formulate de cercetătoare făcând din lucrarea analizată un reper științific sine qua non în actualitatea dezbaterilor din domeniul științelor limbajului, dar și în al celui sociocultural istoric, al educației, al didacticii limbilor, sintagmele limbi de instruire, limbi vorbite, limbi străine, corelate cu percepția utilității educației lingvistice pe nivele de studiu, mi se par novatoare, abordarea fiind una originală, profund curajoasă și personală, bazată pe date statistice la care s-a ajuns prin anchetă sociolingvistică standard și excelent argumentate și prezentate de către autoare. Demnă de aprecierea noastră este și interpretarea legislației din Republica Moldova din punctul de vedere al alterității, deci al diversității culturale, paginile 165-176. Propunerile și soluțiile concrete formulate de autoare în concluziile la capitolul 3, dar și în calupul important de concluzii generale, paginile 176-184, sporesc interesul pentru această teză de doctorat excepțională, pe care o recomandăm spre publicare imediată,
am mai spus, dat fiind efemeritatea datelor, influențate firesc de dinamica accelerată a limbii și limbilor. La acest moment de încheiere, aș vrea să revin la introducerea tezei de doctorat a doamnei Angela Soltan, aflată în perfectă legătură cu concluziile generale, prin continuitatea urmăririi realizării obiectivelor, dar și a demonstrării ipotezei de lucru, în acord cu titlul tezei. O listă a abrevierilor și una a tabelelor lărgesc paratextualitatea lucrării redactată într-o limbă română standard, modernă, cu formulări edificatoare. Rezumatul tezei și publicațiile doamnei doctorande corespund întru totul tezei avut în vedere. Considerăm așadar că ne aflăm în prezența unei teze de doctorat de excepție, atât prin tema abordată, prin metodologia de cercetare, cât mai ales prin concluziile deosebite de valoroase. Forma lucrării și deschiderile generoase către cercetări ulterioare o recomandă pe doamna Angela Soltan ca fiind un cercetător matur, talentat și de aceea cu reale calități pentru a răspunde provocărilor actuale din domeniul științelor limbajului. Cu toată responsabilitatea și căldura, recomand teza de doctorat Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, elaborată de doamna Angela Soltan, sub coordonarea doctor habilitat profesor universitar Ludmila Zbanț, pentru susținere publică, fiind de acord cu acordarea titlului de doctor în filologie autoare. Le felicit din toată inima, atât pe doamna doctorandă, cât și pe doamna coordonatoare științifică, dar și pe întreg colectivul de profesori, cercetători din cadrul școlii de lingvistică de la USM pentru înaltul nivel de pregătire științifică al tinerilor cercetători. Și nu știu de ce, simt nevoia acum să închei cu tema proiectului muzical de la sala de orgă, la finalul stagiunii fiind ieri în sala cu orgă, tema fiind Vreau să cânt acasă. Mulțumesc și mult succes în continuare! Mulțumim foarte mult, doamna Ardeleanu, pentru această pledoarie și pentru această analiză foarte minuțioasă și interesantă. Mă gândeam că niște, acum ascultându-mă, că aceste astfel de analize trebuie cumva publicate. Eu v-aș recomanda să le țineți și să faceți o carte. Prefața, dacă face cartea, poate să ia prefața. Da, cu mare drag, cu mare sunt drag. Idei foarte interesante și n-ar trebui să rămână doar în mapa care pleacă la CNA. Prefața la monografie. Care CNA? Sau Anacec. Da. Mulțumesc. Vă mulțumim. Și acum ofer cuvânt doamnei Angela Salvin, tot în calitate de referent oficial pentru a face analiza lucrării pe care o examinăm astăzi. Vă rog. Mulțumesc. Doamnă președinte, un alt consiliu, stimați colegi, dați voi să dau citire recenziei asupra tezii de doctor în filologie și a rezumatului doamnei Soltan Angela, Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991. Specialitatea 621-03, fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică, conducător științific, doamna Ludmila Zbanț, doctor habilitat profesor universitar, teza de doctorat, 173 de pagini de text de bază, 34 de tabele și 35 de figuri, concluzii și recomandări, bibliografie din 354 de titluri, 12 anexe. Rezumat, 27 pagini, bibliografie 2 pagini, lista publicațiilor autorului 3 pagini. Doamna Soltan Angela a prezentat o teză de doctorat bine gândită, bine lucrată, cu o bază materială factologică vocată, ceea ce denotă că autoarea a lucrat îndelung și conștiincios la investigare temei date.
Este un studiu care va contribui la înțelegerea mai profundă a noțiunilor de achiziție lingvistică, performanță lingvistică, politici și planificări lingvistice în contextul sociolingvistic al Republicii Moldova. Actualitatea și importanța temei investigate. Ținând cont că achiziția lingvistică, care are două funcții de bază, planificarea activităților de însușire a limbilor sau a limbii și elaborarea politicii de educație lingvistică, autoarea face diferența între cele două aspecte ale ei, nivelul macrocontextual și cel microcontextual al practicilor lingvistice educaționale în activitățile specifice în sala de curs, în viața cotidiană a celor care participă la proces, profesori, elevi, părinți, etc. Și în această ordine de idei, doamna Soltan menționează că a investigat achiziția lingvistică în calitate de un set de activități de politică și planificare lingvistică, orientate spre însușirea variantei standardizate atât a limbii oficiale, cât și a celorlalte limbi considerate necesare în cadrul unui stat, de exemplu, limbile minorităților, limbile regionale, limbile străine, etc., pentru comunicare internă și externă. Astfel, drept component a politicii și planificării lingvistice, achiziției lingvistice îi sunt atribuite două funcții de bază: elaborarea politicii de educație lingvistică și planificarea activităților de însușire a limbilor sau a limbii. Analiza diverselor direcții de cercetare scoate în evidență viziuni canonice asupra achiziției lingvistice, drept înmagazinarea subconștientă a competențelor de interacțiune lingvistică, culturală și socială, iar asupra educației lingvistice, drept învățarea conștientă și sistematizată a normelor unui sistem lingvistic. Autoarea remarcă pe bună dreptate că factorii ce influențează asupra însușirii limbilor se extind de la instrumente vizibile, curricula, manuale, dicționare, etc., spre dimensiuni psihologice și sociale, deseori implicite, alteritate și stereotipurile pe care le declanșează, evenimentele politice, contactele dintre limbi, etc. Achiziția lingvistică, fiind un proces atât lingvistic cât și extralingvistic, atitudinile și reprezentările sociolingvistice constituie una dintre problemele actuale în permanentă evoluție de cercetare. Scopul prezentei cercetări constă în identificarea dimensiunilor alterității comunităților lingvistice în contextul lingvistic, cultural și social al politicilor de achiziție lingvistică. Autoarea și-a propus să realizeze scopul prin analiza reprezentărilor față de procesele de însușire a limbilor în educația publică de nivel mediu din Republica Moldova, aplicând modelul de conturare a macro- și microcontextului de investigare a alterității în politicii de achiziție lingvistică. Ipoteza lucrării a constat în faptul că varianta standard sau cea a prestigiului evident al unei limbi oficiale este în mod implicit accesibilă oricărui membru al societății și la fel de implicită este utilitatea și motivarea de a o învăța în sistemul educațional. Variantele lingvistice aduse de elevii din contextul lingvistic, cultural și social al primei socializări pot fi atât de diferite de varianta standard încât procesul educațional lingvistic să necesite acordări personalizate. Doamna Soltan aduce argumente că dimensiunile alterității determinate de diversitatea stratificării sociale și de variația lingvistică inerentă acesteia influențează ce anume atitudinile elevilor față de varianta lingvistică învățată în mediul educațional, atitudinile profesorilor față de variantele lingvistice aduse de elevi din comunitatea sau comunitățile lingvistice cărora aparțin, motivația de a învăța varianta lingvistică standardizată, cea de pe urmă fiind, după opinia noastră, obiectivul principal în procesul de planificare și politică lingvistică. Cu atât mai mult că diferențele stratificate de afazice, de astratice și de atopice, în planul sociolingvistic și politic, ar putea aduce argumente de ordin politic care ar argumenta existența diferențelor de grai ar putea fi interpretate ca diferențe de limbă. Astfel, cei de parte de știință lingvistică ar confunda nivelul limbii, al vorbirii și al discursului. În acest caz, este oportun să menționăm opinia lui Eugeniu Coșeru, fondatorul lingvisticii integrale, cu privire la nivelurile limbajului. Distinție pe care o face Eugeniu Coșeru între cele trei niveluri ale limbajului,
nivelul universal al activității de vorbire, nivelul istoric al limbilor și nivelul particular al discursului sau textului, cărora le corespund trei tipuri de competențe distincte, și anume exprimarea într-o manieră coerentă și comprehensivă, indiferent de limbă, vorbirea corectă a unei limbi anumite și cunoașterea în a alege cuvintele și frazele pentru realizarea unui obiectiv anumit de expresivitate, influențează alte discipline lingvistice, tradițiile discursive. Toate aceste aspecte trebuie luate în calcul atunci când vorbim despre planificarea și politicile lingvistice într-un stat, în special acela ca Republica Moldova, în care limba română, nici până în ziua de astăzi, nu a căpătat funcționalitate de plină. În procesul de investigare, autoarea își trasează trei etape de cercetare care ar trebui să o dirigeze la soluționarea scopului și obiectivelor propuse. La prima etapă, doamna Angela Soltan a cercetat tipurile de chestionare, a determinat corpusul de cercetare, datele statistice oferite de Centrul de Analiză CIRIS pentru perioada anilor 2012-2023, determinarea și aplicarea metodelor cantitative și calitative de investigații, determinarea grupurilor țintă care vor fi supuse chestionării. Etapa a doua și a treia de investigații se referă, de fapt, la studierea literaturii de specialitate de peste hotare și cea de Republica Moldova, cu privire la obiectul de studiu, alteritatea în procesul achiziției lingvistice în învățământul de nivel mediu. Valoarea aplicativă constă în elaborarea activităților de achiziție lingvistică și a politicilor de educație lingvistică, care, la rândul lor, vor contribui la o mai bună formare de strategii și tactici în realizarea politicilor și planificărilor lingvistice, care ar contribui inclusiv și la o funcționare mai bună a limbii române în societatea basarabeană. Notarea științifică. Prezenta lucrare constituie o cercetare originală a dimensiunilor alterității comunităților lingvistice în contextul politicilor orientate spre achiziția lingvistică în sistemul educațional din nivel mediu. Este menționată importanța investigării complexității situațiilor de contact între limbi și comunități, ceea ce necesită studii în dinamică. În capitolul 1 al tezei de doctorat, politica și alteritatea lingvistică în cadrul conceptual și terminologic al sociolingvisticii, care este structurat în trei subcapitole, autoarea cercetează, de fapt, obiectul de studiu al prezentei teze, și anume politica lingvistică și alteritatea lingvistică, punct. Autoarea trece în revistă studiile de specialitate consacrate conceptelor cheie ale epistemologiei politicii și planificării lingvistice, în general și ale achiziției lingvistice în particular. Doamna Soltan analizează diverse opinii care se referă la sociologia limbii, sociologia limbajului și la sociolingvistică. Sociologia limbii se referă la determinarea statutului și a relațiilor socioculturale ale diferitor limbi în cadrul unei comunități, iar sociologia limbajului studiază statutul social al variantelor sau al stilurilor lingvistice. Capitolul abordează politica și achiziția lingvistică inclusiv prin prisma teoriei conflictului lingvistic și a raportului limbă dominantă-limbă dominată, accentuând afinitățile incontestabile la nivel global între limbile care s-au aflat sub dominația limbilor hegemonice și dificultățile cu care se confruntă în procesul implementării politicilor de achiziție lingvistică. În același capitol, autoarea prezintă conceptul de alteritate prin prisma lingvisticii integrale, a lingvisticii comunicative, a educației lingvistice și a filozofiei fenomenologice. Autoarea ajunge la concluzia că baza literaturii de specialitate cercetate, că alteritatea în achiziția lingvistică este condiționată de diferențele existente între limba standardizată predată în sistemul educațional și variațiile marcate social aduse de elevi din mediul primii socializări. Doamna Soltan ia în discuție de asemenea și conceptele variației lingvistică și comunitate lingvistică. În concluzie, la capitolul 1, doctoranda menționează, pe bună dreptate, cu referire la situația sociolingvistică și sociologia limbașului, că limba care s-a aflat în poziție dominată, română, în cazul Republicii Moldova,
Această de regulă are un grad de vulnerabilitate atât în ceea ce privește statutul, cât și în ceea ce privește funcțiile sociale, politicile de achiziție lingvistică, necesitând un efort instituțional semnificativ în ajustarea la transformările social-politice, la repercursiunile contactului lingvistic și la diversitatea varietăților intra- și extralingvistice. Capitolul 2. Contextualizarea lingvistică, culturală și socială a politicii și a autorității lingvistice studiază etapele și teoriile cu privire la constituirea politicii și politică lingvistice. Cadrul lingvistic, cultural și social al autorității în politicile de achiziție lingvistică. Culturarea macro- și microcontextului de cercetare a autorității în politicile de achiziție lingvistică. Metodologie, eu n-am să le dau citire, deci toate aceste aspecte se află în cuprinsul capitolului 2. Un rol important al achizițiilor lingvistice în cadrul școlar îi revine profesorului, care poartă greul și responsabilitatea acestui proces. Pentru aceasta, autoare se situează pe poziția celor cercetători, care îi privesc pe profesori în calitate de coach în interacțiunea cu elevul, ceea ce deschide posibilități noi în achiziția și performanța lingvistică. În această ordine de idei, motivația de a învăța varianta lingvistică standardizată o găsim abia în capitolul 3, figura 3.1, model de conturare a macro- și microcontextelor de investigare a alterității în procesul achiziției lingvistice, care este bine structurată și argumentată, ceea ce denotă capacitatea autoarei de efectua analiza și sinteza profundă a materialului cercetat. Capitolul al doilea include achiziția lingvistică drept a treia dimensiune a planificării lingvistice, caracterizate astfel prin eforturi deliberate pentru a influența comportamentul altor persoane cu privire la achiziția, structura sau funcțiile atribuite codurilor limbii. Odată ce achiziția lingvistică este privită drept componentă esențială a politicii lingvistice, din moment ce politica lingvistică constituie ansamblul deciziilor adoptate de autoritățile interesate cu privire la forma și utilizarea dorită a limbilor de către un grup de vorbitori, înțelegem că achiziția lingvistică depinde de un șir de factori de natură legislativă, executivă, organizatorică și educațională. Și aici intervine, pe lângă legislația care este extrem de importantă, nivelul social al hierarhiei și interpersonal, care se manifestă în motivația persoanei de achiziție lingvistică și de performanță sau competență lingvistică. Autoarea tezei a investigat obiectul de studiu cu referire la educație de la nivelul mediu, gimnaziu și licee, dar este important, după mine, de determinat motivația segmentului de studii medii în achiziția lingvistică, de care a vorbit doamna Sultan, cu motivația cursanților maturi care diferă de cea a elevilor. După opinia mea, în cazul dat, avem o zonă de interferență dintre motivația maturilor și a elevilor, care ar fi fost bine să fie cercetată sau cel puțin să constituie un obiect de cercetare pentru viitor cu privire la achiziția lingvistică. Subcapitolul 2.4 descrie metodologie de cercetare a politicilor și dimensiunilor alterității comunităților lingvistice de Republica Moldova în perioada anilor 1991-2014. Ceea ce ne oferă o notă de satisfacție este că doctoranda, în urma discuțiilor de la seminarul metodologic, a suplinit modalitățile de urmărire a dinamicii în anii 2015-2022-2023 cu cadrul metodologic și etapele cercetare. Totodată, autoarea susține că Republica Moldova, cu un anumit grad de influență asupra motivației de a învăța limba oficială, îl constituie conturarea unei piețe a limbilor care include limbi minoritare, limba anterior dominată și limbi străine de circulație internațională. De asemenea, afirmații de la pagina 100 a tezei de doctorat ar putea aduce mai multe claritate la problema achiziției lingvistice, citez. Limba română standard de România și Republica Moldova, ca sistem lingvistic, nu prezintă diferențe semnificative. Aș dori să concretizez că la nivel de limbă standard, nu că nu prezintă diferențe semnificative, dar este în așa aceeași. Diferențele pot fi la nivel de atopic, poate de astratic sau de afazic, ceea ce este caracteristic diferențelor zonale și de România.
Conform informațiile luate din sursele Biroului Național de Statistică, aflat că datează cu anul 2014, în care vorbitorii de limbă moldovenească constituie 54,6%, cei de limbă română constituie 24%. Datele statistice numesc două limbi, cei ce fragmentează înțelegerea că marea majoritate a Republicii Moldova vorbește o singură limbă, cea română, în proporție de 78,5%. Drept că autoare face remarcă că în ceea ce privește termenul limba moldovenească, nu l-a utilizat în cercetare drept concept care ar desemna o limbă separată, ci mai curând drept concept sociolingvistic, așa cum este atestat și în dicționarul de terminologie sociolingvistică. Doamna Sultan citează argumentativ opinia unor cercetători europeni care au afirmat, în special, că Moldova nu este o singularitate, ci un caz extrem al unei situații actuale din Europa de Est, această altă Europă, în care problema limbii, apelând la știință, este doar unul dintre aspectele semnificative ale politicii de hegemonie și dispune teritorii și dispute teritoriale insolubile, moștenite dintr-un mod de gândire cu origini în secolul al XIX. În această ordine de idei, autoarea a decis să includă în cercetare un studiu de caz în care participanții la interviuri, la interviurile cantitative, urmau să aleagă denumirea limbii naționale și oficiale a Republicii Moldova. Conform sondajului, termenul limba moldovenească a acumulat 49%, limba română 25,4%. Este anul 2014, când a fost efectuat sondajul. De atunci au avut loc anumite fenomene politice, sociolingvistice, Republica Moldova și conștientizarea denumirii corecte s-a modificat. Este dimensionat faptul că doctoranda a completat conținutul tezei în raport cu discuțiile din cadrul seminarului metodologic, așa cum am remarcat supra, cu date mai recente, cu privire la opțiunile vorbitorilor în ceea ce privește denumirea limbii oficiale. Doctoranda a realizat un studiu în august-septembrie 2021, un eșantion de mai mult de 270 de persoane. Potrivit datelor sondajului, 57% dintre respondenți au indicat că româna este limba în care comunică cel mai des, urmează 33% care s-au referit la limba oficială de moldovenească, 5% au indicat limba rusă și 4% limba bulgară. Din perspectiva sociodemografică, aproape 50% din respondenți fac parte din grupuri de vârstă cuprinsă între 26 și 40 de ani, ceea ce denotă că politica lingvistică de Republica Moldova, în segmentul anilor 2014-2021, a dat anumite rezultate pozitive în ceea ce privește adevărul lingvistic cu privire la denumirea corectă a limbii oficiale a statului. În capitolul 3, dimensiunea alterității și în politicile de achiziție lingvistică, analiza corpusului faptic, este elucidată influența tradiției lingvistice europene și a particularităților istorice și socioculturale asupra dinamicii achiziției lingvistice în Republica Moldova. Doamna Sultan prezintă descrierea detaliată a rezultatelor studiului, aplicând modelul de conturare a macro- și microcontextelor de investigare a alterității în procesul achiziției lingvistice. Capitolul scoate în evidență două priorități ale politicilor lingvistice reflectate, de asemenea, în politicile de achiziție lingvistică, și anume, standardizarea și creșterea funcțiilor sociale ale limbii române. Subliniem că un număr semnificativ de lucrări în domeniul educației lingvistice constituie, în primul rând, o pledoarie în favoarea utilizării limbii standardizate, literare, drept simbol al identității și al nivelului de cultură. Este menționat de asemenea rolul limbilor minoritare și al limbilor străine de circulație internațională pe lista priorităților politicilor lingvistice din Republica Moldova. Autoarea a identificat și schematizat trei cadre contextuale de investigare a alterității în achiziția lingvistică care corespund nivelurilor interacțiunii sociale, individual, social și ideologic, sau al reprezentărilor sociale referitoare la sisteme de valori promovate în cadrul statului. Și iarăși, odată ce autoarea aduce date de statistică din chestionarul realizat de domnia ei, cu privire la denumirea limbii pe care respondenții o preferă pentru comunicare sau pentru a vorbi în familie, 49, 31 și 9% au optat pentru limba moldovenească, iar 25,4-30,2% pentru limba română. Prin urmare, preferă să vorbească limba oficială 74,4% dintre respondenți, iar în familie 82,1% dintre respondenți.
Autorii nu specific în ce an a efectuat sondajul dat, prezentat în subcapitolul 3.1, dar dacă comparăm rezultatele acestui sondaj cu cel efectuat de asemenea de autoare în anul 2021, în care 57% dintre respondenți au indicat că româna este limba în care comunică cel mai des, urmează 33% care s-au referit la limba oficială drept mondovedească, înțelegem că datele sunt învechite, iar în societate a avut o schimbare semnificativă de înțelegere a adevărului științific cu privire la denumirea corectă a limbei oficiale. În această ordine de idei vine și decizia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la modificarea articolului 13 din Constituție, vizând denumirea corectă a limbei oficiale, cea română. Totodată, autoare face o analiză comparativă în acest scop, menționând că, indiferent de modul în care a fost formulată întrebarea cu privire la preferințele lingvistice, raportul dintre persoanele care denumesc limba majoritară moldovenească și cele care denumesc română nu variază semnificativ. O variație mai importantă prezintă doar numărul persoanelor care consideră că se exprimă mai ușor în limba română, în creștere cu 7%, comparativ cu cei 25,4% anterior. Și din nou am dorit să cunoaștem în ce an a fost efectuat sondajul respectiv, deoarece segmentul de investigație este destul de larg, anii 2014-2022, o perioadă în care s-au produs anumite modificări sociale, politice, sociolingvistice și legislative. Autoarea examinând în acest compartiment reprezentări ale tipurilor de activități destinate învățării limbii vorbite în Republica Moldova și a limbilor străine, constată că majoritatea respondenților, 92,5%, au menționat învățarea regulilor și exercițiilor gramaticale, drept activități preponderente în procesul predării limbilor vorbite de comunitățile lingvistice din Republica Moldova. Doamna Angela Sultan, în această ordine a constatat că, în general, răspunsurile obținute indică un nivel foarte scăzut sau relativ scăzut de percepție a utilității conținutului educației lingvistice. În sub capitolul 3.4, autoarea cercetează unele aspecte ale achiziției lingvistice, și anume interacțiunea elev-profesor, conținutul curricular și rolul profesorului în ajustarea lui la microcontextul achiziției lingvistice, precum și evaluarea calității educației lingvistice. În urma cercetării efectuate, doamna Angela Sultan ajunge la unele concluzii juste. Schimbările lingvistice sunt interconectate cu schimbările sociale și se datorează modului în care societatea soluționează problema legată de studierea limbii. La nivel global, se reliefează o afinitate specifică limbilor care s-au aflat sub dominația limbilor hegemonice și au rămas în contact cu limbile în cauză. Conceptul alteritate este primordial în sistemul achiziției lingvistice. În funcție de heterogenitatea comunităților politicilor de achiziție lingvistică, le revine misiunea de a construi și a promova un cod lingvistic comun, funcțional, pentru comunicarea în cadrul statului. Raportul între achiziție lingvistică, alteritate, comunitate, educație lingvistică și corelația lor care trebuie să se realizeze în procesul achiziționării lingvistice și al politicilor lingvistice. Denumirea limbii oficiale a statului, moldovenească sau română, depinde de mediul de reședință, vârstă, nivel de educație și nivelul de venit. Utilizarea denumirii limba moldovenească constituie o problemă socială și politică, prezentând modul în care mașina propagandistă a Federației Rusiei și partidele politice afiliate ei îi apără interesele. Atitudinile față de tipurile de activități destinate învățării limbilor vorbite în Republica Moldova și a limbilor străine denotă aceleași criterii ca în cazul raportului limba moldovenească română, mediul de reședință, vârstă, nivel de studiu și nivel de venit. În concluzie, aș vrea să menționez că ar fi de dorit ca autoarea, în baza investigației foarte bune efectuate, să vină cu recomandări înaintate factorilor de decizii în achiziția lingvistică a limbii române, standard, ținând cont că anumiți factori extralingvistici au intervenit în ultimii 2 ani. Republica Moldova, mă refer la migrația populației din stânga Vistrului în dreapta lui, la migranții din Ucraina care vor și studiază limba română în țara noastră, dar și la absolvenții liceilor ruse care au susținut probă de BAC și care, într-o proporție destul de mare, fiindcă eu predau limba română și faturile rusești care au venit deja cu BAC-ul susținut, deci, și care, în propoziție destul de mare, nu se ridică la cerințele cognitive, axiologice și creative, cerute și care, într-o societate matură,
cu achiziția lingvistică pe care o au și nu se ridică mai mult decât atât. Cer, care puțin să recet, nu mersi. Aici, nu-și termin. Remarcă, doamna Soltan are 21 de publicații în culegeri internaționale, reviste internaționale cu impact o publicație, reviste din străinătate recunoscute 3, reviste din Registrul Național 4, articole în lucrările conferințelor științifice internaționale de străfătare 3, articole în lucrările conferințelor științifice internaționale Republica Moldova 4, lucrări științifice recomandate spre editare de o instituție acreditată în domeniul în colaborare 2 și teze în colegii științifice 3. Consider că teza doamnei Angela Soltan constituie o cercetare originală și profundă a dimensiunilor alterității comunităților lingvistice în contextul politicilor orientate spre achiziție lingvistică în sistemul educațional. Studiul de față corespunde tuturor cerințelor înaintate spre astfel de lucrări științifice, este elaborată și realizată la cel mai înalt nivel, astfel eu aș propune comisiei să îi acordăm cel mai înalt nivel de aprobare, fiindcă corespunde tuturor cerințelor. Are publicații în Scopus, ceea ce este, în primul rând, deci, criteriul care este. Deci asta este propunerea mea, deci până la urmă, sigur că Consiliul va hotărâ. Și doamna Angela Soltan merită să-i se conferi titlul de doctor în științifică. Aici nu se face. Mulțumim, doamna Zgardan. În ceea ce privește calificativul, cred că știți că această susținere are loc după regulamentul vechi. Și aici nu se acordă calificative. Dar nu putem să menționăm. Poate fi mai întâmplă. Putem să menționăm. Doamna președinte, noi putem să facem o notă la comisie de experți ca ea să meargă la concursul pentru teza cu experiență. Asta e altceva, da. Dar calificative... Și să mai facem o susținere pe nou. Pe nou, dacă să obțină și calificativele. Așa, așa. Da. Trebuie susținere. Mulțumim. Mulțumim, doamnă. Știți la discuții de la început. Așa. Da. Avem aici diferite nuanțe. În ceea ce privește, iată, vreau un mic comentariu la cum s-au calculat anumite procente, care și câți au fost, multe din aceste procente au fost luate fie din datele recensământului, fie din barometrul opiniei publice, că nu putea să le califice altfel, să le calculeze altfel doamna Soltan. Însă, eu cred că ne așteaptă alte date, complet alte date, pentru că recensământul are loc odată la 10 ani. Deci, doamna Soltan de recensământul din 2004, din 2014 și la anul viitor, în 2024, dar nu s-aude nimic. Nu știu de ce așa liniște mai egală. Se face odată la 10 ani și de regulă se începe pregătirea cu mult înainte. Dar va fi sau nu va fi, dar ar trebui să fie ca să vedem. Eu am impresia că autoritățile se tem de cei ce vor consulta. Așa a fost recensământul, pare că trecut sau anterior, nu s-au dat datele. Vreo doi ani le-au prelucrat și nu au mai fost nici atunci veridice și nimeni nu le-a luat în serios și nu a avut încredere în ele. Deci datele statistice aici, din aceste surse, sunt așa cam confuze. Depinde de interesul. Da. Nu sunt reale, cel puțin. Poate în 2004 erau mai mult sau mai puțin, dar în 2014 nici n-a fost complet recensământul. Totul depinde de care dodon va veni. Acum, încă un lucru, stimați colegii de care mi-am amintit și doamna Soltan vorbește de achiziția limbilor. Și am notat și eu în referatul meu lucrul acesta, că este vorba de câteva grupuri care achiziționează limbile. Deci sunt elevii care învață la școală și achiziționează limba literară, așa cum trebuie varianta literară, dar sunt maturi care au anumite interese ca să învețe o limbă română, care nu cunosc deloc limba română și trebuie să o achiziționeze prin cursuri sau ceva.
Și sunt, cel puțin în perioada investigată, mai era un segment care trebuia să-și îmbunătățească limba română, în special era vorba de terminologie care trebuia derusificată și lumea trebuia să înceapă a vorbi și a scrie românește și lucrurile acestea s-au făcut, s-au trecut. Vreau să vă spun că într-un timp am, într-un proiect de sociolingvistică, am studiat și am văzut că erau foarte multe cursuri de limbi străine, așa numit, și acum sunt în orașul nostru, cursuri de limbi străine, engleză și franceză și nu știu ce. Cel mai mare număr, deci limba cea mai solicitată la toate cursurile era română, la cursuri de limbi străine. A fost o perioadă. Acum eu am impresia că în genere, nu? La cursurile acestea nu se mai predă română, eu n-am auzit, nu știu dacă știi cineva. Așa că vă sugerez, încercați să vă interesați, să vedeți ce se întâmplă cu aceste cursuri. Este susținerea Ministerului Educației pentru studiere. Da, pentru acolo e proiect, acolo se face direcționat pentru profesori din câtare și câtare localitate, atâtea școli, atâtea capite. Nu, dar cursurile care sunt în oraș, la noi, și sunt foarte multe, omul se duce binevol și se înscrie acolo la limba pe care vrea să o învețe și urmează cursurile și plătește factura și învață. Iată, partea asta nu știu ce se întâmplă cu ea. Mai există sau nu există acest... engleză și germană, în fond. Dar erau, noi am numărat câte 7-8 limbi erau și vă spun că la absolut la toate cursurile era solicitată limba română. Atunci chiar se vedea interesul acesta, acum nu mai știu. Deci asta a fost așa ca un comentariu și vă mulțumim, doamna Savin, încă o dată pentru, și pentru sugestii și pentru această analiză și, doamna Sultan, dacă aveți ceva de spus în legătură cu avizele, vă rog. În primul rând vreau să-mi exprim recunoștința pentru timpul dumneavoastră, munca dumneavoastră, atenția și minuțiozitatea cu care ați cercetat lucrarea mea. Mă simt onorată, într-adevăr, că i-ați acordat atâta timp și atenție. Și de asemenea apreciez foarte mult că ați reușit să prindeți, într-adevăr, să sesizați toate accentele din lucrare, ceea ce am considerat și eu important. Și în ce privește datele statistice, datele statistice sunt într-adevăr un subiect controversat și sunt doar cifre care nu au nicio valoare fără interpretare. Și în acest sens îmi amintesc de ce a spus sociolingvista franceză Cécile Camus, pe care o citez în lucrare, și în articolul respectiv a zis că atunci când scrie, când suntem într-o metapoziție față de o limbă, ne aflăm într-o poziție foarte delicată. Și Cécile Camus zice că nici termenul limbă nu poate utiliza în anumite cercetări fără să-l definească, să-l contextualizeze și să explice foarte clar ce sens pune în termenul respectiv. Și în Republica Moldova, care, da, cum ați remarcat și dumneavoastră, doamna Savin-Zgardan, am menționat în lucrare, nu este doar Republica Moldova statul în care există aceste dezbateri cu privire la denumirea limbii. În engleză există chiar și termenul name of the language, fiindcă este o situație frecventă în care denumirea limbii este utilizată în relații de putere, de dominație, de manipulare și așa mai departe. Și eu cred că noi toți așteptăm cu nerăbdare datele următorului recensământ ca să vedem ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și cred că așteptăm cu nerăbdare să înțelegem de ce barometrul opiniei publice după anul 2017 nu a mai inclus întrebările cu privire la limba română sau limba moldovenească, în sens că se întrebe respondenții ce denumire
consideră ei că ar trebui să aibă limba majoritară sau națională. Eu nu am un răspuns exact la această întrebare. Pot fi doar presupuneri. Una dintre presupuneri poate să fie că aceasta a fost perioada, o perioadă de apogeu a propagandei Federației Rusia Republica Moldova și a fenomenului bula informațională despre care vorbește și raportul Programului Națiunilor Unite din perioada respectivă. Fiindcă tehnologiile informaționale care aduc foarte multe beneficii au și o putere de influență care sperie. Și fenomenul de bulă informațională care este manipulat foarte bine, că sunt acești algoritmi informaționali care știu cum să țină oamenii într-un spațiu informațional și să promoveze o singură idee. Și există rețele pe Facebook, rețele pe alte, în alte spații internet care țin oamenii și le promovează anumite idei, le construiesc o realitate. Au un discurs, da, care le construiește o realitate. Și din păcate, astăzi, încă nu avem date suficiente să spunem în ce direcție o să ne ducă realitatea aceasta virtuală și discursul construit de bula informațională. Cred că mai avem nevoie de cercetări. Inteligența artificială. Care o să ne ajute să ne mișcăm înainte, bineînțeles, și cu cercetarea și cu educația, dar în același timp există foarte multe riscuri de manipulare informațională și aceasta este tema pe care o studiem în proiectul POST, limbajul în epoca mașinilor umane sau mașinilor care imită umanitatea. Deci, cred că avem foarte multe semne de întrebare. Și vă spuneți mașini inteligente. Le spunem mașini, human machines, le spunem mașini umane, între ghilimele, fiindcă aceasta este tendința. Mașinile, roboții, inteligența artificială. Și au început reacțiile împotrivă. Au început, în România, Universitatea Timișoara este prima universitate care a interzis folosirea inteligenței artificiale pentru redactarea lucrărilor, tezelor. Deci este prevedere. Prima universitate deja au început reacțiile peste tot și probabil că e bine așa. Avem fenomene impresionante și o dezvoltare incredibilă a inteligenței artificiale, însă, din păcate, încă nu știu exact. Progresie. La Suceava s-a spus 9%, se aprobă procentul de 9% dintr-o teză de licență, masterat, doctorat. Și în alte universități, prima este Timișoara, deja s-a interzis total. Exact, și este lesne de înțeles și am avut foarte multe discuții la tema aceasta acum recent la școala de vară în Kosovo-Priștina, fiindcă este îngrijorător. Nimeni nu are răspunsuri exacte și este important să... este imprevizibil. De aceea am oferit răspunsurile și concluziile pe care am fost în măsură să le ofer și cred că așa cum pot constata, teza lasă și multe semne de întrebare pentru cercetări ulterioare. Da. Vă mulțumesc foarte mult și apreciez. Mulțumim, doamna Angela. Acum trebuie să continuăm cu discuțiile asupra valorii științifice a tezei. Și trebuie să-și expună părerea fiecare în parte din membrii comisiei. Și acum eu propun ca să o luăm așa de la domnul Manole și târând până ajungem la mine. De la un capăt. Domnul Manole, vă rog, dumneavoastră. Nu poate așa ceva. Aici. Eu am o propunere, nu știu dacă ea este. După ce am audiat discursurile mulți stimaților oponenți, referenți oficiali,
o să urmeze următoarea. După cum am menționat în discursul său, doamna Ardeleană, după cum ați zis doamna Savin Steartan, după cum, și o să înceapă, după cum, după cum, și toate vor fi absolut repetări. Da, dacă nu. Eu textul am și exact după cum. Acum, da, e absolut, parcă suntem frați și surori, într-adevăr, de obreaslă, de suferință. Însă, eu am să, oficial, cum am înțeles de la referenți, că trebuie neapărat să fie oficial spus, citat și pus în pomelnic în toată Republica, până eu am să ajung și am să dau citire la ce după cum, ce am observat eu pentru mine astăzi este într-adevăr o sărbătoare a filologilor. Sunt așa de rar sărbătorile astea care vin. În sensul frumos al cuvântului, fără laude, fără diterambe, fără metafore pompoase, dar de mult, nu știu, am avut putere de voi și m-am reținut numai că este camera de luat vederi și nu am aplaudat. Pentru prima de mult n-am avut sentimentul ăsta că vroiam să aplaud. Așa sunt zidit eu, construit, că acolo unde e bine trebuie de menționat, să dau frâu sentimentului. Este o lucrare scut de apărare. Asta nu a spus nimeni. Nu, scriu. După cum nu am analizat. Este o lucrare, să vedeți dacă am și ceva care... Este o lucrare scut de apărare. Deși eu m-am muncit mult, e scrisă de un lingvist diplomat sau de un diplomat lingvist. Este și una și alta. Este o stilistică, o nouă pagină în manualul teoretic de stilistică. Cum să scrii să fii diplomat, dar lingvist, la zi, și cum să fii lingvist și în același timp să fii diplomat. Asta se numește savant. Poftim? Se numește savant. Da, savant. Și asta e... Da, este. Deși este patriot în esență, și asta mai mult am simțit din convorbirele, că am vorbit mult asupra referatului, rezumatul tezii. Și de aici am înțeles că lucrarea este scris de un patriot al limbii române. Nu veți găsi nicăieri ca să citiți așa și să vedeți că lucrarea este scrisă de un patriot. Lucrarea este scrisă de un savant. Și asta este foarte, foarte important. Și să oferă cititorului mereu nu pur și simplu judecăți de valoare, de o autentică valoare, orice frază este asta, și să oferă documente, surse, fapte, diagrame, totul după modelul ăsta. Și aici comisia dumneavoastră de evaluare o să aibă probleme până să... O să aveți probleme până să căutați, dar ce ar trebui să spunem totuși, că am găsit și noi acolo. După modelul criticului Gaetan Picon a operei lui Guy de Maupassant, citez originalul și după aceea am să vă spun ce am construit eu. După modelul lui, el spune: «Ce grand gaillant normand possède les trois grandes qualités de la Normandie. Avant tout, la clarté. Puis, la clarté. Et ensuite, la clarté.» Acum ce am construit eu după modelul acesta? Că dumneavoastră mare calitate aceasta este exactitatea și claritatea faptelor. Că au îmbătrânit faptele, nu dumneavoastră sunteți vinovat. E vinovat ceea că în loc să fiți cu 10 ani în urmă deja doctor în sociolingvistică, sunteți în 2023. Și mulțumim grație acestor persoane care într-adevăr și-au dat oborul și au ajuns că... Dar după ce am citit eu lucrarea, că prima lucrare adevărată care am citit-o în Republica Moldova și la binecuvântarea ei, la botezul ei, a fost lucrarea de doctor habilitat a regretatului Gheorghe Moldovean.
doamna Iraida Codrea a fost acolo președinte și pentru un miracol, altă lucrare tot fundamentală, de aceeași anvergură, tot este președinte și cred că... Ceea ce a spus doamna profesor Sanda Maria Ardeleanu, e clar că eu am un singur cuvânt, deși cuvântul care este la modă e altul, dar eu am cuvântul de origine greacă, e encomion. Este într-adevăr acest laudațiu, unde, dar este un laudațiu științific, plenar. Ce, într-adevăr, ori post-față, ori în prefață, că am văzut monografii la care cele mai bune discursurile care au vizat lucrarea, mai multe monografii, pot cita mai mulți autori, care la final au dat encomionul, dar encomion pentru edificiile sociolingvistice. Tot n-a spus nimic. Sunteți specialistul care lingvistica noastră de multă așteaptă. În sociolingvistică nu prea avem, da, grație, este, deși este în semiotică și în semantică, dar am văzut azi, m-am convins că mai are o pagină, doamna profesor, doamna, dați-mi voi, să eu, nu mă sfat la capăt și eu de la capăt eu așa, doamna Condrea și asta. Lingvistica noastră, eu consider că nu lingvistica din Republica Moldova, dar lingvistica românească. Doamna Sanda Maria Ardeleanu mă va corecta, mă va corija dacă nu. E pentru lingvistica românească o izbândă a ceea ce ați făcut dumneavoastră. Ei, prolix, Manole, ești, ca să nu fiu prolix, v-ați convins când am discutat rezumatul tezei și ați rugat să fac niște rectificări, ceea ce cred eu, din convorbirea cu dumneavoastră ați înțeles că eu am citit teza din scoarță în scoarță, dar am înțeles azi că numai două persoane, în afară de la dumneavoastră care a scris-o, că numai două persoane sau câteva persoane care au citat, referenții au fost astăzi prin avizele, elogiu encomion al doamnei Sanda Maria Ardeleanu și avizul, uitați-vă că așa a scris, avizul elogiu al doamnei profesor Angela Sadeli Scardan. Cum se cuvine pentru camera de la întrucât de regulă problemele sociolingvistice au un grad de complexitate majoră, care impune descompunerea, atomizarea lor în mai multe dimensiuni, structura tezei în discuție începe cu determinarea clară și precisă a dimensiunilor problemei de cercetare. Teza pe care, după aceste discursuri, nici nu pot zice că e o recenzie. Teza pe care, asupra care eu mă țin cu adevărat, teza dimensiunilor a multor obiective care nu țin de lingvistică. Dumneavoastră nu sunteți numai un lingvist. Dumneavoastră sunteți un pedagog jos pălărie. Dumneavoastră aveți atâta grijă de elevi din această teză, acum, eu nu mai sunt tânăr, eu am înțeles că față de copii, mai ales de la 10-12, câtă grijă trebuie să ai pentru ceea ce pronunți, pentru ceea ce spui. Piesa dumneavoastră este o grijă față de copilul de azi și de mâine. Este o iubire enormă. Lingvist care iubește cu... Tot nu e care a spus lucrul ăsta. Dar mă surprinde. Da. A se vedea notările, tezi ne-am să încerc, vedeți, a se vedea, ceea ce au văzut toți. Suportul metodologic și teoretic al cercetării în dezbatere este configurat în consonanță cu caracterul transdisciplinar al subiectului cercetat, care implică juncțiunea între lingvistic, cultural și social. Există o trihotomie a dumneavoastră autoare, că dumneavoastră sunteți autoare, și
Trichotomie e clar că marele trichotomie aparține lui Eugen Boșelu, dar și a dumneavoastră în lucrare de este binevenită. Cum zicea de bine unei lucrări științifice cu caracter intens în politici lingvistice, lucrarea este una gândită și scrisă nu cu scopul de a incita spiritele, eu am spus că e diplomat, dar de a asăța, de a prinde evocare, ce are o ținută academică obiectivă, nepărtinitoare și pe alocuri putem găsi formule de ugoire a spiritelor. Dumneavoastră ugoi, puneți problema și ugoi spiritele, adică da, ia câtă problema, ea este, noi suntem în fața problemelor, uitați-vă și de asta. Și pe urmă, din prezentarea dumneavoastră, eu am înțeles că am scris bine aici. Doctoranta a delimitat acest termen dintre doi termeni de la care eu vă mulțumesc că nu l-ați repetat pe regretatul Moldoveanu și ați dat definiții. În genere, dicționarul de termeni pe care ați făcut, aici eu acasă, este meritul dumneavoastră ca conducător și vreau public să spun lucrul ăsta. Ca conducător științific, că doamna Zbanz cere de la fiecare doctorant, fiecare termen să fie delimitat numai în gradul semantic care este vizat în teză. Și aici fiecare face câte un microdicționar așa. El ajută în fiecare. Aveam atâtea, când n-am văzut dicționarul de la sfârșit, încă m-a ajuns de la el, la fiecare termen, dar zici, dar ce are mine? Dar ce are mine? Și după aceea, hop, că am dat de el și atunci eu am avut toate răspunsurile și astea. Doi termeni pe care, din toată terminologia pe care s-a vizat-o, doar am ales politici și lingvistice și planificare lingvistică. Și vă mulțumesc pentru aceste definiții. Eu am spus tot ce am spus meritele dumneavoastră lexicografice. Tot n-a spus nimic. Da, meritul dumneavoastră lexicografică. Menționăm că la acest capitol doctorant a dat dovadă de zel, dar și de... Informațiile sociolingvistice au fost obținute pe mai multe căi și de aici am învățat, de anume de la dumneavoastră, câte praguri, câte drepte sunt pentru a obține informația. Prin analiza documentelor de ieri, dar și de astăzi, ați văzut că toate astea zice, dar de unde ai luat, dar nu împătrânită asta? Mă rog, și vă mulțumesc pentru răspunsul care l-ați avut. Tot diplomatic. Da, notă excelentă pentru această diplomație, pentru investigația surselor statistice, incomplii diferite recensământe, metodul, elimină toată. Camera. Recensământul minde. Da, eu mă pune la categoria asta, în realitate eu nu corespund, recensământul nu corespund. Asta pentru camera. Metodele de cercetare directă, precum anchetele sociolingvistice, observații de natură etnografică, experimente sociolingvistice pentru a obține cât mai multă claritate și obiectivitate. Cum se cere, cum și-a de bine pentru orice teză care este excelentă și toate calificativele doamnei Sanda Maria Ardeleanu și a doamnei deși eu sunt de prins numai cu doamna Sabine, dar aici nu știu de ce toți au mai adăugat pe aici. Anexe multe. Dumneavoastră aveți, așa și n-am scris, aveți o grijă exagerată față de eventualul cititor. Așa vă temeți că aveți reticențe, dar ori mă înțeleg el și scriu eu. Și dă o anexă. E mai scris, iar mai dă o anexă. Vă mulțumim pentru toate astea, dar sunt număr exagerat. Ceea ce îmi făcea mie trebuia să mă duc la text și din nou la anexă și prea mai departe. Teza recenzată are un număr mare de anexe, pagina 218-247, unele mai mari, alte. Țin să vă mulțumesc pentru anexa numărul 12, eu am menționat-o mai sus. Este dicționarul, este glosarul de termeni care au fost actualizați. Poate că mi-a lipsit o mică introducere la această mie, dar nu pentru ceilalți. O mică introducere, ce ați vrut. Adică nu toți termenii care sunt implicați acolo, dumneavoastră vă l-ați valorificat ceea ce spune text. Dar ceea ce spune cu tare savant,
Și în sensul ăsta mie mi-ar fi trebuit ceva, dar am vă rog, asta la bătrâneță cât apar. Aparatul bibliografic al trebuie este impunător, dar toți au citit și înțeleg citat cifra 354. Eu visez cifra aceasta într-adevăr și o clasificare a surselor. Inclusiv și surse statistice fără care un studiu sociolingvistic nu poate... Unii autori au fost... Repet încă o dată, viziunea mea. Unii autori, nu mă refer la conducătorul științific, nu mă refer la toți cei vizați, dar unii au fost puși prea în capul mesei cu 3, 5 și chiar 6 surse. În defavoarea altora, tot atât de valoros, tot atât, dar omis. Nu, și v-am spus că nu facem de ferite. Vă mulțumesc că nu v-ați citat pe Iosif Isarion Ștare cu problemele lingvistice. Toate sursele sunt absolut, da, la zi, sunt actuale, sunt bine. Lucrarea este scris în cheie lingvistice integrale coșeriene. Citesc. Cercetarea trebuie să fie critică, recuperatoare și integratoare. Am încheiat citatul. Exact în această cheie ați făcut dumneavoastră lucrarea. Un omagiu. Suntem în sala Coșeriu. Ce coincidență, ce frumusețe, într-adevăr. De atâta eu v-am spus că e o sărbătoare, într-adevăr, a filologilor astăzi. Teza doamnei Sol. Ar fi bine să termin. Teza doamnei Soltana Geală este prezentată și discutată într-o obținerea titlului de doctor în filologie la specialitatea, spunem care asta, e, pe care dânsa o merită fără nicio rezervă și umbră de reticență. Vă mulțumesc pentru această sărbătoare a filologiei, nu numai din Republica Moldova, dar și din România. Dixie. Vă mulțumim profesor Manole pentru recenzie și pentru stilul acesta deosebit cu care totdeauna ne delectați la fiecare dată când suntem într-o comisie, avem această posibilitate să vă ascultăm într-un mod mai puțin academic, dar mult mai interesant. Vă mulțumim. Acum ofer cuvântul doamnei dr. Felita Viorica Molea. De acum, recenziile noastre vor fi un pic mai scurte. Sper și eu. Esențial. În primul rând vreau să vă felicit, stimate doamne, și pe doamna Geala Soltan și pe doamna Lucina Zbanț, că ați ajuns la finalul acestui drum parcurs. A fost foarte lung, dar necesar, probabil, pentru că acum mă gândeam că o teză, într-adevăr, trebuie să parcurg un drum mai lung, ca să fie de valoare, să aibă elogiul de astăzi, da? Și îmi amintesc când ați zis prima dată, în 2016, eram șef de departament atunci și vă spun sincer că am răsfoit-o atunci, n-aveam timp să o citesc foarte atent, dar doar din răsfoire mi-am dat seama că este o temă cu potențial mare. A fost un parcurs lung, dar ați avut răbdare, perseverență și ați ajuns aici. Așa încât eu am să citesc, nu vreau să îngez vorba, am să citesc doar ceea ce am reușit să... și n-am scris mult. Deci, lucrarea propusă spre discuție publică abordează probleme sociolingvistice foarte importante, precum politicile și planificarea lingvistică, achiziția lingvistică, educație lingvistică, dimensiunea alterității sau atitudinile față de utilitatea educației lingvistice și altele. Subliniem faptul că problemele de sociolingvistică din spațiul nostru, marcat de consecințe imperiale și sovietice, au fost dintotdeauna actuale, în virtutea unor factori social-politici destabilizatori, când procesele politice de aici au fost dictate de ambițiile sau interesele celor care au controlat evoluțiile istorice de la noi. Cercetarea de față este foarte actuală în contextul în care, deși au mai fost ajustate unele aspecte din legislația lingvistică, există încă multă animozitate și interpretări tendențioase în ce privește limba de stat română și rolul limbii ruse. Bilingvismul sau diglosia, educația lingvistică sau atitudinile din societatea noastră.
Perioada de investigație este destul de relevantă în condițiile în care, în acest segment de timp, s-au produs perturbări de ordin social, politic, economic, cultural și, evident, lingvistic, care și-au pus amprenta pe percepția și atitudinile lingvistice din societatea noastră, prezente, spre regret, și astăzi. Referitor la metodologia utilizată în cercetarea de față, constatăm o abordare sintetico-analitică prin punerea în valoare a lucrărilor și autorilor consacrați în domeniul sociolingvisticii, precum și în alte domenii adiacente, metoda statisticii aplicată în cadrul interpretării datelor obținute în urma cercetării cantitative și calitative, care conturează un tablou complex al problemei investigate. Teza a fost propusă spre dezbatere de mai multe ori în cadrul departamentului, dar și în cel al seminarului științific de profil, fiind îmbunătățită substanțial după fiecare discuție. În capitolul 1, politica și alteritatea lingvistică în cadrul conceptual și terminologic al sociolingvisticii, remarcăm și o sinteză complexă a numeroaselor abordări teoretice a conceptelor sociolingvistice, precum politică și planificare lingvistică, achiziție lingvistică, alteritate și altele, în accepția unor savanți consacrați în domeniul sociolingvisticii, care aduc claritate și opinii interpretări prețioase studiului realizat. Totodată, după cum semnalează autoarea, utilizați tradițional cu referire la limba a doua sau la o limbă străină, examinăm termenii în cauză prin prisma diversificării sociale, culturale și lingvistice a mediului educațional, care îi aplică procesului de achiziție a unui cod lingvistic diferit, de exemplu codul standardizat, de cel utilizat în mediul primei socializări. Capitolul 2, contextualizarea lingvistică, culturală și socială a politicii și alterității lingvistice, presupune de asemenea o sinteză analitică judicioasă a investigațiilor privind relevarea cadrului lingvistic și social alterității și politicile în politicile de achiziție lingvistică, care se referă la evaluarea diverselor aspecte ale achiziției de competențe lingvistice și sociale, pornind de la noțiunile de bază și până la asimilarea și integrarea sistemelor complexe de reprezentări și interacțiune socială a caracteristicii comunității care deține o limbă sau varietate lingvistică. Am luat un citat. Este meritorie și contribuția autoarei în analiza detaliată și revelatoare efectuată în capitolul 3, dimensiunea alterității în politicile de achiziție lingvistică, analiza corpusului faptic, pe bază cercetării cantitative realizate de companie sociologică CIVIS. Considerăm că cercetarea doamnei Angela Soltan contribuie la elucidarea mai multor aspecte sociolingvistice din spațiul nostru prin elaborarea unui model de conturare a macro- și microcontextelor de investigare a alterității în procesul achiziției lingvistice prin aplicarea unei metodologii integrate a cercetării care îmbină studiul analitic transdisciplinar al literaturii specializate cu examinarea și interpretarea datelor statistice obținute printr-un sondaj național și a datelor obținute în interviuri cu persoane cheie din domeniul educației lingvistice și în focus grupuri, precum și prin analiza și comentarea relevantă a acestor date. Concluziile finale reflectă în mod pertinent rezultatele cercetării și a obiectivelor puse la baza acestora. Concluziile, precum și recomandările autoarei, pot servi la ajustarea politicilor și a planificării lingvistice din Republica Moldova, care, se știe, sunt și depășite, dar și tendențioase, întrucât întotdeauna au fost un instrument de manipulare și de destabilizare de interese pur politice. Totodată, aceste rezultate pot fi utilizate și în contexte educaționale concrete, clasă, școală, comunitate, după cum susține și autoarea. Numai puțin importante, chiar dacă este vorba de un studiu mai larg, de studierea diverse limbi străine, de exemplu, sunt cercetările pentru pregătirea profesorilor de limbi în sensul conștientizării rolului alterității și al variabilelor sociale, al stereotipurilor și al atitudinilor lingvistice asociate în procesul educației lingvistice. Pe de altă parte, rezultatele investigației pot constitui un model de în cercetările ulterioare ale alterității și educației lingvistice
de la noi, căci, din păcate, sunt foarte puține, iar problemele sunt foarte multe. Menționăm și stilul de redactare elevat, cu respectarea atât a normelor gramaticale, stilistice, în vigoare, cât și a particularităților limbajului standard, mai ales a limbajului academic. Notabilă este precizia terminologică a metalimbajului în general, precum și sobrietatea discursului. Relevăm o sursă bibliografică impresionantă, atât din spațiul românesc, cât și din alte spații și limbi, engleză, franceză, deja au fost enumerate, fapt care îi conferă studiului pondere și rigoare academică. Referințele din lucrare presupun corectitudine și etică deontologică. În concluzie, teza de doctor politic și dimensiunea ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, a doamnei Angela Soldan, prezintă o cercetare originală, valoroasă, cu un impact vizibil asupra domeniului cercetat. În teză sunt respectate în mod exemplar cerințele de redactare, precum și de organizare a unei lucrări de acest tip. Așadar, considerăm că teza merită a fi apreciată înalt, iar autoarea a i se acorda titlul de doctor în filologie. Vă mulțumesc. Și aici o singură remarcă pe care trebuia mai înainte să o spun. Da, se pare că unele date sunt depășite, adică sunt sondajul făcut din 2013, da? 2012. Dar, pe de altă parte, este și o contradicție. Pe de altă parte, teza trebuie să fie scrisă mai mult timp. Așa încât această contradicție a fost rezolvată foarte ușor, că s-a dus și alte date statistice care au fost extrem de relevante pentru studiul dumneavoastră. Felicitări și succes! Mulțumim doamnei Mole pentru analiza făcută și continuăm acum. Îi ofer cuvântul Tatianei Trebeș. Tatiana este creația noastră și ne bucurăm că este fostă noastră studentă și doctorandă și avem acum calitate de colegă la această teză. Onorat asistență, vreau și eu să felicit coordonatorul științific și autoarea pentru realizarea acestei lucrări. Mi se pare mie deosebit de util, în special profesorilor care țin cursul de română ca limbă străină sau română ca limbă nematernă, pentru că, într-adevăr, ne ciocnim permanent de această problemă în mediul primei socializări și ceea ce încercăm noi să le explicăm, predăm elevilor în sala de curs. Permanent ne ciocnim de întrebarea de ce în stradă se vorbește așa, de ce în carte este scris Andrea. Și este deosebit de important ceea ce ați menționat dumneavoastră în teză, că profesorul are rolul de mentor, de coach în procesul de învățare, achiziționare a unei limbi, să zicem, în cazul nostru, română ca limbă străină sau nematernă. Voi da citire avizului la teza de doctor în filologie, politici și dimensiunea de alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, autor Angela Soldan. Teza de doctor în filologie, politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991 este un studiu care se plasează în cadrul general al sociolingvisticii. Autoarea prezintă o analiză a premiselor constituirii lingvisticii educaționale și abordează dimensiunile alterității în cadrul inter- și transdisciplinar al politicilor lingvistice educaționale în corelație cu motivația de a studia limbile și modelul de interacțiune elev-profesor bazat pe relațiile de coaching. Teza are o arhitectonică adecvată, introducere, 3 capitole consistente, 173 de pagini de text de bază, 34 de tabele, 35 de figuri, concluzii și recomandări, bibliografie din 354 de titluri, 12 anexe. Informația teoretică și cea factologică este relevantă, cercetătoarea realizând pe parcurs obiectivele trasate. Analiza actualizată a conceptelor cheie și a etapelor de dezvoltare a epistemologiei politice și planificării lingvistice cu accent pe achiziția lingvistică și analiza viziunilor și a interpretărilor cu privire la aceste concepte în Republica Moldova după 1991, urmărirea genezei lingvistice și sociolingvistice a conceptului alteritate și examinarea abordărilor și a definițiilor conceptului comunitate lingvistică prin prisma alterității și a achiziției lingvistice,
Investigarea alterității și a diversității în etapele de constituire a politicii și planificării lingvistice în delimitarea cadrului lingvistic cultural, social, al alterității în politicile de achiziție lingvistică, conceptualizarea macro- și microcontextului alterității în elaborarea modelului de conturare a macro- și microcontextului de investigare a alterității în politicile de achiziție lingvistică, delimitarea unui cadru metodologic al teoriilor critice aplicate cercetării dimensiunilor alterității în comunitățile lingvistice în procesul achiziției lingvistice în Republica Moldova în perioada 1991-2014 și urmărire dinamici în 2015-2022-2023. Ca și în orice demers științific, autoarea începe investigația prin circumscrierea obiectului de studiu și prin definirea riguroasă a conceptelor cheie cu care va opera: alteritate lingvistică, planificare lingvistică, politică lingvistică, achiziție lingvistică, educație lingvistică, variație lingvistică, comunitate lingvistică, competențe lingvistice, competențe comunicative, capital lingvistic, piață lingvistică și piața a limbilor. Capitolul 1, politica și alteritatea lingvistică în cadrul conceptual și terminologic al sociolingvisticii, constituie o sinteză analitică a studiilor de specialitate consacrate conceptelor cheie ale epistemologiei politicii și planificării lingvistice în general și ale achiziției lingvistice în particular. În acest capitol, autoarea argumentează importanța cercetării temei, axându-se pe un material teoretic amplu, prin care evidențiază diversele direcții de cercetare, ce pornește la viziunile canonice asupra achiziției lingvistice și învățarea conștientă și sistematizată a regulilor unui sistem lingvistic, prin prisma teoriei conflictului lingvistic și a raportului limbă dominantă-limbă dominată. În capitol temeinic este și cel de-al doilea: contextualizarea lingvistică, socială și culturală a politicii și a alterității lingvistice, în care găsim material util despre perioadele de constituire a teoriilor politicii și planificării lingvistice și conturarea micro- și macro-contextului de cercetare a alterității în politicile de achiziție lingvistică, autoarea, delimitând cadrul metodologic al teoriilor critice aplicate cercetării dimensiunilor alterității comunităților lingvistice în procesul achiziției lingvistice în Republica Moldova în perioada 1991-2014 și a dinamicii în anii 2015-2022-2023. Un capitol amplu și fundamental al acestei investigații este și cel de-al treilea: dimensiunea alterității în politicile de achiziție lingvistică, analiza corpului faptic, în care autoarea prezintă descrierea detaliată a rezultatelor studiului, aplicând modelul de conturare a macro- și microcontextelor de investigare a alterității în procesul achiziției lingvistice. Impresionează minuțiozitatea analizei corpusului faptic, în care datele statistice, sondaj național, obținute în urma îmbinării metodelor sociologice, chestionarul structurat în cercetarea cantitativă și a celor antropologice, interviu în baza chestionarului semi-structurat în cercetarea calitativă, dezvăluie profilul sociodemografic al locutorilor în funcție de alegerea denumirii limbii oficiale și în funcție de limbile vorbite în Republica Moldova, a particularităților achiziției lingvistice și a dimensiunilor alterității comunităților lingvistice din Republica Moldova în raport cu limbile studiate în învățământul de nivel mediu, a atitudinilor față de utilitatea conținutului și a metodelor utilizate în procesul achiziției lingvistice în învățământ. De asemenea, analiza datelor empirice realizată în acest capitol reliefează importanța interacțiunii elev-profesor, elev-elev, a conținutului curricular și a rolului profesorului în ajustarea conținutului curricular la microcontextul achiziției lingvistice, precum și a ambianții create de profesor pentru a crește gradul de percepție a utilității conținutului studiat în cadrul lecțiilor de limbi, a interesului față de educația lingvistică și a creșterii motivației de a însuși limba standard. În concluzie, ținem să menționăm următoarele. Teza de doctor în filologie, politici și dimensiunea ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, specialitatea 621-03, fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică, autor Angela Soltan, corespunde exigențelor față de asemenea gen de lucrări. Are un apreciabil nivel științific, conține un suport științific solid, un interesant material practic, util și bine gândit, variate în materiale ilustrative, tabele, figuri, anexe.
Autoarea demonstrează mult discernământ între ele și evaluarea surselor bibliografice și a materialului factologic, surprinde prin documentare și argumentare, fapt care ne permite să concluzionăm că teza de doctor în filologie, politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, este o cercetare originală ce merită a fi recomandată comisiilor de resort pentru abilitare, iar doamna Angela Soltan merită să îi se acorde titlul de doctor în filologie. Mulțumesc! Mulțumim, Tatiana, și încet mergem spre acest capăt al mesei, acum ofer cuvântul doamnei Grădinaru, tot pentru consilierul nostru, pentru aș vrea și eu să adresez sincere felicitări doamnei Angela Soltan, care a fost și profesoara mea pe timpul, i-a predat cursul de civilizație, și doamnei conducător, Ludmila Zbanț, pentru realizarea unei teze de succes, cum a spus și doamna Savin, de excelență. Deci și, dacă îmi permiteți, aș da citirii acestui aviz foarte repejor. Lucrarea propusă de cercetătoare reprezintă o investigație modernă în domeniul sociolingvisticii, impresionând în primul rând prin pasiunea cu care doamna Angela Soltan se investește în laborioasă analiza unui subiect, un studiu al dimensiunilor alterității comunităților lingvistice în contextul politicilor orientate spre achiziția lingvistică, care continuă să suscite interesul lingviștilor, sociolingviștilor, sociologilor, antropologilor, specialiștilor în științele educației și ale psihologiei sociale, datorită faptului că alteritatea lingvistică, culturală și socială influențează dinamica generală a relațiilor în societate și declanșează situații lingvistice care solicită atât atenția politicilor lingvistice cât și a instituțiilor statului în general. Lucrarea tratează o temă originală și actuală. Ca urmare a aderării Republicii Moldova la convenții internaționale și europene, a deschiderii frontierelor și a intensificării migrației, însușirea limbilor minoritare și a limbilor străine de circulație internațională, a intrat de asemenea pe lista priorităților politicilor lingvistice. Această teză reprezintă o cercetare a achiziției lingvistice drept un set de activități de politică și planificare lingvistică orientate spre însușirea variantei standardizate atât a limbii oficiale cât și a celorlalte limbi considerate necesare în cadrul unui stat, limbile minorităților, limbile regionale, limbile străine, atât pentru comunicare internă cât și externă. Cercetătoarea a relevat importanța studiului de față prin faptul că achiziții lingvistice îi revină un rol instrumental în deschiderea căilor spre celelalte domenii de activitate ale statului prin resursele lingvistice și modelele de interacțiune sociale puse la dispoziție și a sesizat necesitatea unor studii orientate spre înțelegerea interacțiunii nivelului macrocontextual al achiziției lingvistice cu cel microcontextual al practicilor lingvistice educaționale, ca de exemplu activitățile specifice în sala de curs, viața cotidiană a celor care participă la proces, profesori, elevi, părinți. Prin urmare, ne aflăm în fața unei lucrări caracterizată prin noutate tematică, modernitatea demersului analitic, precum și prin originalitatea interpretărilor și a unor soluții propuse. Contribuția cercetătoare constă în faptul că a identificat și a analizat factorii cu influență asupra procesului de achiziție lingvistică de la instrumente vizibile, cum ar fi curricula, manuale, texte literare și seturi de reguli gramaticale, spre dimensiuni psihologice și sociale deseori implicite. E de apreciat faptul că cercetătoarea a elaborat și a aplicat un model de conturare a macro- și microcontextului de investigare a alterității în politicile de achiziție lingvistică. În baza acestui model s-a analizat rezultatele investigației empirice, sondaj național, procesate cu ajutorul softului și articulate în jurul profilului sociodemografic al locutorilor în funcție de alegerea denumirii limbii oficiale, particularităților achiziției lingvistice și dimensiunilor alterității comunităților lingvistice corelate cu limbile studiate, reprezentărilor față de utilitatea conținutului și a modelelor, metodelor utilizate în procesul achiziției lingvistice, în învățământul de nivel mediu.
Contribuția cercetătoare s-a materializat și la nivelul elucidării influenței tradiției lingvistice europene și a particularităților istorice și socioculturale asupra dinamicii achiziției lingvistice în Republica Moldova, dar și în vederea identificării a două priorități ale politicilor lingvistice reflectate în politicile de achiziție lingvistică, standardizarea și creșterea funcțiilor sociale ale limbii române. În contextul acestor abordări, cercetătoarea a analizat un corpus alcătuit din 24 de publicații pe portaluri de știri din Republica Moldova, Federația Rusă și Ucraina, care vizează perioada și până în 2015, dar și până în 2015-2023, și a examinat rapoarte statistice relevante care vizează perioada menționată. Examinarea și interpretarea datelor statistice obținute din cercetarea cantitativă și a datelor cercetării calitative i-a permis doctorante să argumenteze că dimensiunile alterității determinate de diversitatea stratificării sociale și de variația lingvistică inerente acestea influențează atitudinea elevilor față de varianta lingvistică învățată în mediul educațional, atitudinele profesorilor față de variantele lingvistice aduse de elevi din comunitatea sau comunitățile lingvistice cărora aparțin, motivația de a învăța varianta lingvistică standardizată. În capitolul 3 al tezii s-a demonstrat necesitatea elaborării politicilor de achiziție lingvistică prin prisma activităților de politică și planificare lingvistică orientate spre însușirea variantei standardizate limbii oficiale și a celorlalte limbi considerate necesare, cum ar fi limbile minorităților, limbile străine, pentru comunicare internă și externă. Rezultatele obținute de cercetătoare ar putea fi valorificate la elaborarea cursurilor universitare pentru specialitățile filologice, la elaborarea activităților de achiziție lingvistică și a politicilor de educație lingvistică și pentru formarea continuă. Doctoranda oferă, prin această cercetare, celor vizați de politicile lingvistice în general și de planificarea achiziției lingvistice în particular, o hartă a realităților și a posibilităților în domeniu. Prin urmare, avem un studiu fundamentat pe teorii moderne de cercetare în domeniul sociolingvisticii și sociologiei limbii, studii de specialitate consacrate conceptelor cheie ale epistemologiei politice și planificării lingvistice în general și ale achiziției lingvistice în particular. Lucrarea urmărește atât obiective de ordin teoretic, cât și obiective de ordin practic, care au fost bine conturate, cu un context amplu de analiză. Clasificarea și interpretarea exemplelor selectate, datele statistice, etapelor constituirii epistemologiei politice și planificării lingvistice, elaborate de autoare, dovedesc finețe și pertinența analitică din partea autoare. Remarcabil este și îmbinarea echilibrată dintre interesul pentru aspectele cercetării fundamentale și cele ale cercetării aplicative orientate spre soluționarea unor probleme practice. Lucrarea este bine gândită și atent structurată, dovedind că autoarea este un cercetător format. Cercetătoarea își propune un studiu între capitole, începându-l dintr-o perspectivă multiplă și transdisciplinară. Se remarcă bogăția, actualitatea și diversitatea surselor de informare bibliografică folosite de autoare, dar și capacitatea acestei de analiză și comentare critică a lucrărilor parcurse. Recurgerea la teorii de ultimă oră i-a permis cercetătoare să propună formule inedite într-o construcție bine articulată. Deci s-a vorbit despre documentarea în subiect, despre cele 354 de surse, de care toți au menționat, o selectare corectă a secțiunilor ce sunt aduse de fundament al cercetării. Se analizează minuțios realizările în domeniu, demonstrând prin referințe teoretice și empirice că politicile de achiziție lingvistică au necesitat un efort instituțional și științific transdisciplinar pentru a face față transformărilor social-politice, repercusiunile contactului ca limbă dominantă și diversității varietăților intra- și interlingvistice. Astfel, în achiziția lingvistică, diversitatea urmează să fie privită, în primul rând, prin prisma diferențelor culturale prezente în raportul identitate versus alteritate, în cadrul aceleiași limbi, aceleiași culturi și doar apoi în relație cu alte limbi și culturi, și de asemenea prin prisma repercusiunilor alterității asupra achiziției standardului lingvistic.
Studiul experimental la care recurge autoarea, în lumina unei perspective de descriere bine delimitată și precizată pe tot parcursul lucrării, fac din această teză de doctorat o cercetare novatoare și originală și se confirmă prin realizarea diverselor sondaje, chestionare, concentrându-se pe datele empirice obținute din răspunsurile la întrebările care vizează limbile vorbite, limba perfectă de comunicare, Republica Moldova, în ce limbă sau limbi se exprimă mai ușor și altele. Deci, interviurile și discuțiile în focus grupul au scos la suprafață influența semnificativă a programelor de televiziune și radio și a presei scrise în limba rusă pe teritoriul Republicii Moldova, în formarea percepțiilor cu privire la limba română, influențând totodată apariția, menținerea și dezvoltarea variantelor colocviale a limbii române, marcate de contactul cu limba rusă. Toate acestea se adaugă claritate și eleganța redactării lucrării. Teza este perfectată într-un stil științific care se caracterizează prin precizie, claritate, simplitate expunerii și coerență. Stăpânând tehnicile de descriere lingvistică, de interpretare și valorificare achizițiilor teoretice, dovedind puterea de sinteză a informațiilor, de formularea esențialului, teza de doctorat a doamnei Angela Soltan ne aduce mai aproape de modernitatea cercetărilor lingvistice, dar și de realitatea funcționării limbilor. Luând în calcul construcția argumentativă, configurația metodică și rezultatele concrete ale cercetării, considerăm că lucrarea corespunde tuturor rigorilor solicitate unei teze de doctorat. Teza în cauză reprezintă, cu siguranță, un pas important în domeniul sociolingvisticii din Republica Moldova. Având în vedere originalitatea subiectului și a demersului de cercetare, fundamentul teoretic prezentat reușit în teza de doctorat și prelucrarea datelor din sondaje, demersul metodologic impecabil, utilitatea majoră a concluziilor pentru domeniul sociolingvisticii, contribuție semnificativă la îmbogățirea în plan teoretic a domeniului vizat, viziunea critică și creativă, în același timp asupra faptelor sociolingvistice descrise, reformulările și repoziționările în studiul dimensiunilor alterității comunităților lingvistice în contextul politicilor orientate spre achiziția lingvistică, apreciem această teză de doctorat ca o lucrare meritorie, recomandând cu căldură și deplină responsabilitate conferirea gradului științific de doctor în filologie doamnei Angela Soltan. Mulțumesc, doamna Grădinaru. Acum eu închei această parte a discuției. Iarăși printr-un referat asupra acestei teze de doctor, dar nu voi da citire întregului text, voi vorbi doar despre câteva puncte care mi s-au părut mai importante și mai interesante. Temele care au fost luate în discuție în această lucrare țin de fapt de două, aș zice eu, probleme cheie. Este vorba de achiziția limbilor și alteritatea lingvistică. În ceea ce privește achiziția, una dintre temele de bază ale acestei lucrări, aceasta vizează câteva tipuri și în perioada care a fost descrisă, trebuie să spunem că urmau câteva tipuri. În primul rând, achiziția variantei standard a limbii române de către vorbitorii nativi din Republica Moldova prin intermediul activităților de standardizare și cultivare a limbii. Mulți probabil că își amintesc ce se întâmpla și prin ce am trecut atunci când s-a trecut la grafia latină. Era un haos la început, prin urmare, iată, este un model de achiziție totală de către toată populația Republicii Moldova și asta trebuie cumva menționat și poate accentuat. În al doilea rând, achiziția limbii române de către reprezentanții comunităților minoritare, în special prin diverse programe și forme de școlarizare prevăzute de politicile de amenajare lingvistică. Deci, atunci când este vorba de minoritari, care la noi sunt în principiu rusofoni,
Iarăși a fost o problemă foarte spinoasă și rămâne a fi și în continuare, foarte dificilă, care spun că ar învăța, dar este foarte greu și invocă diferite motive. Deci problema și prima rămâne, pentru că insecuritatea lingvistică, așa numit, cu termenul acesta a numit situația, academicianul Silviu Berejan, dacă vă amintiți, a fost și un material mare despre insecuritate lingvistică, atunci când și vorbitorii nativi de limbă română nu sunt siguri că se exprimă corect, că pot vorbi în orice situație, că pot formula orice lucru, deci o insecuritate lingvistică, hai să zicem, totală a moldovenilor vorbitori de limbă română pentru că nu cunosc bine varianta standard, a rușilor pentru că nu cunosc limba de stat, a minorităților pentru că nu cunosc niciuna nici alta și nici limba proprie. Adică un amalgam de probleme foarte spinoase și asta, faptul că doamna Angela s-a apucat să cumva să bisece, eu știu, aceste probleme chiar merită menționat și merită toată admirația. Problemele de sociolingvistică la noi sunt foarte dificile și foarte complicate, asta este. Ei, bineînțeles că și am scris aici și achiziția limbilor materne de către reprezentații minorităților, pentru că și asta este. Găgăuzii trebuie să-și învețe, ei vorbesc fiind rusofoni, sunt declarați găgăuzi, română nu știu pentru că nu limba lor, vorbesc în limba rusă, dar s-a pus problema că ei să-și învețe și propria limbă. Și aici iarăși avem un tip de achiziție. Și în sfârșit, achiziția limbilor materne către a limbilor de circulație internațională care se predă la școală și probabil că aceasta a fost, acesta este unicul aspect care de bine de rău nu a suscitat atâtea discuții și atâtea certuri. De aceea, lucrurile prezentate așa prin problema alterității, cum ce se are în vedere cu aceste forme de achiziții, luând în considerație conceptul de alteritate. În primul rând, noțiunea aceasta de alteritate este foarte bine expusă de către doamna Soltan și în felul în care a precizat acest lucru profesorul Coșeriu. Noțiunea de alteritate reprezintă în totalitatea disciplinilor în care o studiază în diferite spații culturale ambivalența și polaritatea naturii umane raportul individual dintre eu și celălalt. Deci fiecare trebuie să se raporteze la celălalt. Deci în felul acesta, doar ținând cont și de posibilitățile celuilalt și de dorința lui și de condiții și așa mai departe, pentru că în achiziția limbilor, eu mă amintesc de multe ori cum se punea problema în găgăuzia, sau nu numai în găgăuzia, dar cu achiziția limbii române de către cei care nu o cunoșteau. Pentru asta, domnule, trebuie să ai bani, trebuie să ai timp, trebuie să investești, trebuie să te ocupi. Deci este un efort. Asta este. Și totdeauna se găsesc motive care împiedică, da. Se atestă, sigur că și incertitudinea vorbitorilor limbii române și incertitudinea celorlalți care nu cunosc. De aceea, iar pe de altă parte, eu am observat că nu a fost ocolit nici statutul limbii ruse, care apare cu drept de limbă minoritară, de altfel în Republica Moldova, așa și nu a fost adoptată Carta Limbilor Regionale și Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare, numai din cauza limbii ruse, pentru că nu s-a acceptat ca limba rusă să fie numită limbă minoritară. Numiți-o cum o vreți, dar ea nu e minoritară. Și acum limba, cum a spus dumneavoastră, regională, sau nu știu cum i-ați spus acolo? Regională dominantă, aș spune numai de comunitate. Acum nu cred că e dominantă. Acum nu. Dar statutul ei totdeauna suscită discuții și certuri și este... Nu este da. Revoltă, delimitat. Nu este clar delimitat, de aceea bineînțeles că acestea sunt niște lucruri care totdeauna... Avem încă foarte mult de discutat în privința aceasta și probabil că
mai avem și descris și teze. Situația pe care o semnalează autoarea și cu care se ciocnesc și mulți alții, mai este încă una. Constatăm, spune autoarea, că de regulă limba literară standard este prezentată în mediul educațional-lingvistic drept una corectă, bună, iar variantele lingvistice aduse pe elevi în mediul familial, din mediul familial, inacceptabil. Este și aceasta o problemă. De ce sunt inacceptabile? Adică trebuie și profesorul să fie pregătit să discute în legătură cu aceasta. Pentru că problema aceasta am semnalat-o și eu mai demult, ocupându-mă de cultivarea limbii. Blamarea vorbirii inculte, în ghilimele, familiare, când eu, de exemplu, personal am privit întrebări de tipul. Adică bunica mea care spune ghini, șini, holodilnic, ședi, jin, mătincă, adică ea nu vorbește românește? În ce limbă vorbește? Iată, aceasta este problema. Cât, unde poate fi acceptată alteritatea? Pentru că nu putem să spunem că aceasta nu este limba română și în ghini. Nu toți vorbim așa. Mie îmi place foarte mult, mai ales când... Putem? Da, dar este și asta. Trebuie menționat și o spun în cunoștință de cauză, că materialele de cultivare a limbii vizează în general exprimarea în mediul intelectual, oficial, în școală, în instituții publice și în mass media. Aceasta este miza. Și în fond, aceste materiale de popularizare și-au făcut efectul, dacă își mai amintește lumea cum se vorbea la început, când am trecut la grafia latină, era o groază. Deci, acum, în spațiul public din Republica Moldova se vorbește o limbă corectă, se respectă normele limbii literare și acesta este un mare plus. În scris mai greu, pentru că în scris imediat nu-i iedaia sau nu știu ce acolo. Da, în vorbire, uitați-vă cum vorbesc parlamentarii noștri, domnule, nu le poți găsi niciun cusur. Parcă... Cauți bine că găsești. Aici aș vrea să aplaud, domnul Manoli. Nu, și eu pe cine facă să aud lucruri așa de aiurit în anumite feluri, dar cu un limbaj corect. Adică se pot găsi, na, cine nu-i acum... Dacă va analiza cineva discursul meu, o să zic că n-a pronunțat asta, n-a spus asta, n-a pus virgulă, n-a pus pauză. Sunt multe, dar nu vorbim despre asta. În linii generale și se media, vorbește... Și media, în jurnaliștii. Media, da, și jurnaliștii, și oficialii, și toate instituțiile folosesc o limbă română corectă. Asta este. Mai suntem și noi cărcotași, că am auzit că acolo nu s-a pus accentul și mai facem observații că nu... Când a fost spectacolul cu teatrilor din România, că s-a prezentat spectacolul Gaițele, zice una, n-a auzit fata de Gaiță. Dar totuși, cu limba română, situația la care s-a ajuns, că limba română în spațiul public oficial a obținut totuși un statut și o calitate destul de bună. Pe de altă parte, acum priau și eu, cum spune doctoranda, pe de o parte și pe de alta, și în mass media și în comunicare cotidiană se perpetuează ceea ce sociolingviștii canadieni numeau în legătură cu franceza din Canada, un standard d'ici. Deci, un standard aici al nostru. Sunt niște chichițe și niște lucruri care... Da. Standard ici. Da. Deci, franceza din Canada este tot franceză, dar nu e ca cea de la Paris, toată lumea știe. Exact și noi. Română din limba, din Chișinău este română, dar nu e ca cea de la București, dar îmi pare că nici e cea de la Suceava, de care e București. Cea de la Iași, precis că nu e așa. Deci, accentul se deplasează, în cazul acesta, pe binomul corect-incorect, pe cultivarea abilității de a alege varietăți lingvistice potrivite circumstanțelor interacțiunii. Astfel, sprijinind dezvoltarea competențelor de comunicare în anumite situații de comunicare. Pentru că noi acum avem foarte mulți vorbitori care trec foarte repede de la rusă la română, de la
româna de la piață la română de acasă, de la română de acasă la română de la universitate, de la română de la universitate la cea dintr-o legut. Deci sunt foarte multe treceri. De felul acesta și asta este o competență care se dezvoltă, nu avem încotro. În acest sens, totdeauna vorbim o limbă română, dar iată, aceasta este problema alterității. Când și cum vorbim în așa fel încât să ne înțelegem cu ceilalți. În acest sens, eu vreau să evoc o amintire despre una dintre prelegerile ținute de profesorul Eugen Coșeriu la Chișinău. Eu am fost și am, atunci la prelegerile acelea, țineți minte, am conspectat, am și publicat o parte. Și domnia s-a vorbit despre, iată, despre cei ce în sociolingvistic se numește variaționism lingvistic. Spunând în concluzie, deci că sunt diferite forme, situații lingvistice și așa mai departe, dar l-am auzit cu următoarea expresie. Las că-i gine și așa. Așa a pronunțat domnul profesor, ca să ne convingă că el știe și ne-a convins că știe că sunt mai multe variante și aceasta este tot limba română. Deci, în sensul acesta, suntem de acord cu autoarea care spune că nu este bună atitudine negativă totală manifestată de profesor față de o anumită variantă. Acum aici profesorul trebuie să fie și diplomat, așa cum s-a spus că este doamna Angela Soltan și să aibă și foarte multe cunoștințe ca să poată distinge și discerne ceea ce se întâmplă. Eu cred că sunt multe lucruri și am mai spus care sunt demne de popularizat din teza aceasta. Bineînțeles că sunt capitolele limbile vorbite în Republica Moldova, în care sunt expuse forme de utilizare a limbilor, în special a celor minoritare. Observația. Aici n-am scris, dar totuși nu mă abțin să nu remarc. Deci, în calitate de limbi minoritare, se vorbește despre, în lucrarea de față, despre ucraineană. Nu știu, rusa cred că nu o numesc minoritară. Cred că nu. Deci, ucraineană, 3%, bulgară și găgăuza. Acestea sunt. Pe când, în mod oficial, în limba, în Republica Moldova, avem 8 limbi minoritare care sunt fixate oficial. Nu știu dacă dumneavoastră le-ați mai pus, inclusiv rusa, ucraineana, găgăuza, bulgara, germană, iidiș, romani. Da, și poloneză. Am găsit pe cele care au depășit un prag de 1%. Da, acest. Dar oricum să nu se creadă că sunt doar acestea. Și acestea ne fac și din cele mai mari probleme, pentru că, dar nu cred că ceilalți iidiș deci, sau nu sunt vorbitori de rusă, așa sau altfel, poftim? Nu, minoritatea folosesc tot rusa. Da, folosesc rusa în general, polonezii sunt, știu că folosesc rusa, așa cred. Da. Și bineînțeles că alteritatea, iată paragraful acesta, alteritatea în funcție de alegere de numire limbii de stat, în care sunt actuale datele eterne noastre probleme, română sau moldovenească. Parcă e una, parcă sunt două, așa cum cântă ăștia. Da. Bine, în legătură cu denumirea limbii română sau moldovenească, aici nici nu cred că este nevoie de foarte multă discuție, este foarte clar că aceasta este o problemă politică. Și doar uneori parcă lucrurile așa se mai calmează, nu se aude nimic și dată unul din politicieni care de mult n-a spus nimic și nu l-a văzut nimeni la televizor, hai că n-are ce spune altceva și îi dă cu limba moldovenească. Și asta este, nici n-ar trebui, eu ziceam într-un timp că ar trebui să punem un moratoriu, să nu se mai vorbească despre denumirea limbii. Numiți-o cum vreți, la urmă urmilor, cine spune pun în gură dacă spui că vorbești moldovenește, vorbește, principal. Dar nu spune în spațiu public, asta e. Păi da, atâta vâlvă și atâta... Mă rog. Da, te provoacă. Păi, doamna profesor, găbăriți normal. Găbăriți normal. Dacă vă lăsați provocat, măcar e ta normală.
Care tu consider că e normal? Ei, lucruri de felul acestea, dar nu știu mă plăminesc. Da. Bun, fie mă plăminesc. Să vă duci cum de... Dacă e să vorbim despre problemele acestea, care eu n-am, încă o dată, vă spun că nu am citit tot acest referat, sigur că lucrurile au fost puse așa foarte, au fost analizate temeinic, cu date și fără a ațăța spiritele, pentru că de multe ori și eu fac parte din tagma aceasta, când nu mă pot reține așa cum spune domnul. Și la magazin eu întreb, zic, cât costă plăcinta aceasta, 10 lei, și încep el, unul rusește, unul română. Chiar sunt mai multe situații și dacă am vrea, putem aprinde foarte multe grenade, ca să zic așa, dar cu părere de bine, toate aceste discuții și toate aceste controverse și răutăți se anihilează. Deci noi n-am ajuns încă la situația în care, Doamne ferește, s-a ajuns în Ucraina. Pentru că unul din motivele conflictului și războiului care a fost, deci s-a început care de este. Tot timpul. Care este război. Da, care s-a început și care durează. Deci acesta a fost un aspect deloc neglijabil în relațiile acestea. Și dacă lucrurile nu sunt analizate și examinate la rece și cu argumentele necesare, atunci se pot stârni lucruri foarte urâte. Cu părere de bine, teza pe care a elaborat-o doamna Angela Soltan este o teză bazată doar pe argumente, doar pe fapte, doar pe cifre. Prin urmare, este o contribuție bună la studierea acestor probleme. Sunt și multe care au mai rămas de făcut. Și eu totuși cred că, mai ales în ceea ce privește programa școlară și partea aceasta ce se învață în școală, este, dumneavoastră aveți acolo mai multe și în concluzii și în corpul tezei, lucruri care trebuie spuse și trebuie propagate. Pentru că să rămână într-o teză este păcat. La școală copiii nu... Din câte am constatat, pare rău să o spun, mă strânge în spate. Dar limba română la școală este unul dintre cele mai nesuferite discipline. Din păcate. Da? Consideră dificilă, grea, nu ne trebuie, nu vrem. Cum am ajuns la această situație? Asta e întrebarea. Sperăm să mai avem teze în care să ne se propună să ceva care să schimbe situația spre binele limbii române. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc foarte frumos! Și acum... Concluzia de bază? Concluzia aceeași ca și la toată lumea. Teza merită. Da, Angela considerăm că autoarea Angela Soltan merită titlul de doctor în filologie, de la care aspiră. Este ultimul rând. Doamna Angela, dacă aveți ceva de obiect în legătură cu ce s-a spus, bine, dacă nu, mergem mai departe. Eu doar aș vrea să spun că nu voi obosi să-i mulțumesc tuturor persoanelor excepționale care sunt aici, fiindcă, în mod cert, această cercetare nu ar fi început fără doamna profesor Ludmila Fanț, care m-a convins să o pornesc. Nu ar fi continuat fără doamna profesor Sanda Maria Ardeleanu, care m-a întrebat periodic și mă stimula să o continui. Și, bineînțeles, fără discuțiile dumneavoastră, ați spus, doamna președinte, discuții controversate. Nu știu dacă au fost controversate. Ați făcut comentarii deseori care m-au provocat să mă gândesc, să analizez din mai multe aspecte, să cresc și să aduc teza la forma pe care o are acum și vă sunt recunoscătoare pentru faptul că nu ați renunțat să mă provocați de tot parcursul, începând de la evaluarea la catedră și până acum, fiindcă dumneavoastră
sunteți printre acele persoane care ați urmărit-o de la primii pași. Da, și este altă teză, am spus și bineînțeles, și eu recunosc contribuția dumneavoastră și o apreciez. Și bineînțeles, doamna Viorica Molea, care a urmărit-o de asemenea de la primii pași și n-a încetat să-mi spună când este nivelul următor, când merge la evaluarea următoare. Doamna Angela Savins-Gardan, am avut marea onoare și plăcere să o cunosc în cadrul seminarului științific și apreciez că a acceptat să meargă mai departe, să fie alături și să urmărească dinamica până la această etapă. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Tatiana Trebeș, același lucru de la seminarul științific și până acum, apreciez foarte mult. Și doamna Angela Grădinaru, a intrat în echipă la etapa aceasta pentru susținere și apreciez foarte mult. Într-adevăr, a fost cândva o scurtă perioadă, dar când i-am fost profesoară și este situația când studenta a depășit profesoara. Despre Vania Băț a spus ceva? Despre Vania Băț. Stați un pic. Domnul Ion Manole, am avut mare onoare să-l cunosc la Universitatea Liberă Internațională, după ce doamna profesor Ludmila Zvanț l-a recomandat și dumnealui a avut bunăvoință să accepte. Și experiența de la Universitatea Liberă Internațională a fost extraordinară, pentru că m-am regăsit într-o sală de studenți, am vorbit despre francofonie, despre viața și experiența de la Geneva, despre experiența profesională. Și vreau să spun că mă simt recunoscătoare pentru faptul că vă cunosc, pentru faptul că v-am alături. Și cercetarea, lucrarea așa cum este ea acum, bineînțeles, a beneficiat de sprijinul și contribuția dumneavoastră tuturor și apreciez foarte mult această contribuție. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate, toate cele bune și toate gândurile bune. Mulțumim și noi. Acum, onorată asistență, comisia, numai membrii comisiei, trebuie să se retragă, să votez. Onorată asistență, vă aduc la cunoștință procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat D621-03, Universitatea de Stat din Moldova, la ședința din 16 iunie 2023, în vederea conferirii titlului științific de doctor în filologie doamnei Angela Soltan, în baza susținerii publice a tezei de doctor în filologie cu titlul Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, specialitatea 621 științe ale limbajului, 621-03 fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică, au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific, contra 0. Da. Și acum, în baza acestei votări și a discuției care a fost, la care am asistat cu toții, avem o hotărâre pe care eu trebuie să o citesc. Hotărârea Consiliului Științific Specializat 621 Științe ale Limbajului, paranteză 621-03, fonetică și dialectologie, fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică, referitor la gradul de noutate și la valoarea științifică și practică, obținut în teza de doctor cu titlul Politici și dimensiuni ale alterității comunităților lingvistice în Republica Moldova după 1991, la specialitatea 621-03 fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică și referitor la conferirea titlului științific de doctor în filologie doamnei Angela Soltan. În baza elaborării și examinării publice a tezei de doctor în filologie a doamnei Angela Soltan,
La data de 16 iunie 2023, în baza avizilor referenților oficiali, Sanda Maria Ardeleanu, doctor în filologie, profesor, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Angela Savins Gardan, doctor habilitat în filologie, conferențial universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Consiliul Științific Specializat 62103 stabilește următoarele. Tematica tezei de doctorat se înscrie perfect în contextul sociolingvisticii, urmând un cadru interdisciplinar, fapt ce argumentează și susține noutatea științifică a lucrării. Subiectul de cercetare este actual, iar obiectul de studiu îl constituie dimensiunea alterității în contextul lingvistic, cultural și social al politicilor de achiziție lingvistică din perspectiva educației lingvistice în învățământul de nivel mediu, ambele fiind originale și potențial de a fi explorate și alte aspecte în acest domeniu. Valoarea științifică și practică a cercetării sunt determinate de analiza abordărilor teoretice și aplicative în politica de planificare lingvistică și elaborarea, în consecință, a modelului de conturare a macro- și microcontextului de investigare a alterității în politicile de achiziție lingvistică, care delimitează trei cadre contextuale aliniate cu diferite niveluri ale interacțiunii sociale, individual, societal și ideologic. Conținutul, forma și stilul expunerii corespund în totalitate cerințelor înaintate față de astfel de lucrări științifice. Autoarea și-a atins scopul și obiectivele propuse, iar metodologia cercetării este în deplin acord cu acestea. De asemenea, concluziile reflectă în mod clar și concret rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate. Teza de doctorat, corespunde tuturor prevederilor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Consiliul Științific Specializat 62103 a decis, punctul 1, a conferit doamnei Angela Soltan gradul științific de doctor în filologie, specialitatea 62103, fonetică și fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică. Punctul 2, a solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme decizia Consiliului Științific Specializat de a conferi doamnei Angela Soltan gradul științific de doctor în filologie, specialitatea 62103, fonetică, fonologie, dialectologie, istoria limbii, sociolingvistică, etnolingvistică și eliberarea diplomei de doctor în filologie. Pentru a conferi doamnei Angela Soltan gradul științific de doctor în filologie, Consiliul Științific Specializat 62103, în prezența a 5 membri cu drept de vot, din numărul total de 5 membri, au votat în felul următor, pro 5, contra 0. Președintele al Consiliului Științific Specializat, doctor habilitat, profesor universitar Ireda Condrea și secretar științific al Consiliului Științific Specializat, doctor în filologie, conferențiar universitar, doamna Angela Grădinaru, 16 iunie 2023. Felicitări și cuvântul de încheiere, doamne Angela Soltan, o propoziție scurtă. Încă o dată mulțumim și apreciez că am ajuns aici împreună cu dumneavoastră și în continuare cred că mă voi gândi la semnele de întrebare care au mai rămas și care au deschis noi căi pentru alte cercetări. Vă mulțumesc mult! Ședința noastră o declar închisă.